demonstrat, am dat, să zic, medicina peste cap, demonstrând că la 40 de ani poți ieși campioană olimpică. Nebunia aia mea a fost ca să demonstrez că performanța nu are vârstă. Câte medalii de aur vă întoarceți de la Paris anul viitor? Eu nu le cer medalii. Eu îi fac să-și dorească medaliile. Cei sportivi ești campioni olimpici care știu să treacă peste pragul de durere. Într-o competiție supremă, mentalul te poate scoate campion. Sunt foarte curios de ce n-ați fost și la 7-a ediție a Jocurilor Olimpice. Chiar m-am supărat rău de tot. Eu particip la 7-a ediție a Jocurilor Olimpice dacă statul român construiește o pistă de canotaj. Noi nu avem nici una. Cât ar fi costat statul român? Era în jur de 2 milioane de euro. Nici măcar atât n-a prețuit statul român. Cele câte medalii ați obținut 8, în total? 5 8. De aur, 2 de argint și una de bronz. Dar din ziua în care ați părăsit satul? Da. Din nordul Bucovinei. Și până când ați auzit imnul României la Jocurile Olimpice? A fost foarte scurt. Câți ani au trecut? 3. Wow. Și când ați plecat din sat, nici nu știați foarte bine ce înseamnă canotaj. Nu știam. Deci, asta înseamnă să fii talent. Dacă mâine ar veni oferta să fiți ministru sportului în România. Sportul trebuie reformat. Noi trăim acum din excepție. Exact. Și nu este normal, pentru că avem copii talentați, suntem un popor talentat. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne Purcari din 1827. Salut, sunt Mihai Morar. Pregătiți-vă pentru un episod fain și simplu, lecție de performanță. De 25 de ori campioana României, cu un record de medalii la 6 ediții a Jocurilor Olimpice. Această femeie este un curs deschis pentru oricine își dorește performanță în carieră, în viață, în business. Ascultați, vă rog, episodul cu Elisabeta Lipă și veți avea impresia că participați la un curs de leadership. Elisabeta Lipă e campioana care a zburat pe ape, dar e și omul care mănâncă pământul. În onoarea acestei invitate, tocmai de aceea, partenerii noștri de la Cellini ne-au dus săptămâna asta alături ceasurile Omega, pe care le distribuie oficial în România de aproape 20 de ani. Omega este cronometrul oficial de tradiție al Jocurilor Olimpice. Iar în vitrina din studioul Fain și Simplu puteți admira în acest episod superba colecție Seamaster Aquaterra de la Omega. Ceasurile perfecte pentru escapadele din cotidian. Aquaterra e liantul dintre mare și uscat. Perfect pentru un stil de viață activ. Iar personal, astăzi port la mână slăbiciunea mea, un ceas Omega Seamaster Diver 300, un clasic, una dintre cele mai frumoase piese pe care le poate purta un bărbat într-o viață la mână. De fiecare dată când trec pe la Cellini Boutique în Băneasa, rămân în admirație, iar astăzi am onoarea să-l port la mână. Un moment cu adevărat valoros e rarissimo. Cellini prețuiește fain și simplu. Episodul de astăzi cu unul dintre cei mai mari sportivi români din toate timpurile nu e doar o cursă contra cronometru. Este un manifest pentru sportivitate și pentru sport, nu neapărat de performanță, dar ca stil de viață. Performanța naște campion, dar sportul zilnic creează oameni sănătoși, echilibrați. Alături de noi, pentru acest podcast special, este Hervis, destinația pentru echipament sportiv a celor care fac din mișcare un crez și o rutină, a oamenilor care știu că motivația nu ți-o iei de la alții, ci vine de la tine. Atunci când te urci pe bicicletă pentru o tură de seară, când îți pui pantofii de sport în picioare pentru o tură de parc la răsărit sau pur și simplu când nu lași să treacă ziua fără o ieșire la jogging. Orice mișcare faci, dă o tură la un magazin Hervis, puneți în căști un podcast fain și simplu pentru inspirație. Lasă scuzele deoparte și make it happen, vorba celor de la Hervis. Și ce inspirație pentru mișcare mai bună vrei decât invitata mea de astăzi? E greu, aproape imposibil, să se mai nască cineva care să participe la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice și să se întoarcă de la fiecare cu medalii. Doamnelor și domnilor, zeița și legenda, femeia și campioana, Elisabeta Lipă. Invitatei de astăzi, toată lumea îi știe povestea, dar nimeni nu îi știe munca din spate. Toată lumea știe despre medaliile ei, dar nimeni nu știe câtă jertfă e în spatele acestor medalii și toată lumea știe despre ea că este conducătorul celei mai
titrate Federației Sportive din România, dar nimeni nu știe câtă trudă este în spate. Despre poveste poate mai puțin și despre muncă mai mult o să vorbim astăzi cu doamna Elisabeta Lipă. Vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp acum înainte de europene, de mondiale, de anul ăsta preolimpic, pentru a sta la povești despre lucrurile care merg bine în țară, cum ar fi Federația Română de Canotaj, cea mai medaliată federație sportivă din România. Într-o vreme în care toată lumea spune că sportul românesc a murit la nivel de performanță, dumneavoastră aduceți constant în țară medalii, inclusiv la Jocurile Olimpice. Felicitări și bine ați venit, doamna președinte! Bună ziua, Mihai, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru această prezentare atât de frumoasă. Da, dacă muncești, îți dorești, vrei, ai susținere, pentru că singur nu poți să realizezi nimic. Dacă ai o echipă performantă, care înseamnă nu doar cei direct care lucrează cu tine, ci până la cel care se duce în selecție. Dacă fiecare știe ce are de făcut, cu siguranță că vin și rezultatele, pentru că eu vreau să cred că România nu și-a pierdut de tot talentele. Demonstrează că și în vremuri turburi poate să reușească. Reușește așa pe aici, pe acolo, nu doar sportul, dar vedem și în alte domenii. Și cred că ar trebui să fim luați de modele, modele care demonstrează că se poate și cu muncă, determinare, sacrificii, lăsând la o parte, știu eu, vacanțele, concediile. Când ați fost ultima oară într-un concediu? Eu nici nu mai țin minte de când n-am mai fost în concediu. Deja familia mea s-a obișnuit cu mine. Ei pleacă înainte și eu le spun așa, vin și eu într-un weekend, două zile. Așa faceți? Exact. Extraordinar. Exact. Și mai stau lângă dumneavoastră? Mai stau, uite, ce că sunt căsătorită din 1985. Am un copil reușit care își iubește mama foarte mult și viceversa, care mă înțelege, care în fiecare zi îmi trimite inimioare pentru că îmi scrie: mama, iar ai plecat. L-ați făcut înainte de Olimpiada de la între două ediții ale Jocurilor Olimpice, între finalul Jocurilor Olimpice de la Atlanta. Așa. Și Sydney 2000. Dragoș este născut în 1997, 27 noiembrie. Programat sau adică a fost o sarcină pe care ați programat-o între aceste două Jocuri Olimpice? Mihai, îți divulg un secret. Copiii canotorilor sunt născuți între două ediții ale Jocurilor Olimpice. Pentru că atunci îți dorești, și în cazul meu la fel, îți dorești să faci o pauză mai lungă, cu gândul la revenirea pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Eu sunt sportiva nu doar cu 6 participări, dar sunt sportiva cu 3 retrageri și cu 3 reveniri. O să vorbim și despre retrageri și despre reveniri și de ce nu sunteți sportiva cu 7 Jocuri Olimpice, da, pentru că vă era foarte la îndemână, însă cumva ați vrut să vă răzbunați tocmai pe sistemul ăsta din România, pe guvernanța asta a țării, care nu s-a ținut de cuvânt și nu v-a făcut ceea ce cred că meritați după 6 Jocuri Olimpice, adică o pistă, da, olimpică. Da, da. Dar revenind, nici în concediu de maternitate n-a stat prea mult, pentru că pe fiul dumneavoastră ați dus una, două în cantonament. Foarte repede, pentru că antrenorul meu m-a lăsat puțin să-mi revin și după care a zis hai. Ce hai, înseamnă puțin? Puțin, câteva luni. Și după care a început cu telefoanele. Hai vino, hai vino, hai vino, hai vino. Domnul Gioga, nu prea am cum să vin, că știți că
haide, dragă, ia-ți copilul, vino încoace. Și așa a crescut Dragoș. Dragoș a crescut în cantonament, stând cu mine în aceeași vilă. N-a stat cu mine în cameră, dar a fost un bebeluș foarte cu minte. N-a deranjat. A fost mascota lotului. Era așa o formă de relaxare după un antrenament greu să te joci cu Dragoș în fața vilei, fiecare lua, îl plimba dintr-o parte într-alta și așa cresc în general copiii sportivilor de înaltă performanță și numai a sportivilor, ci și a membrilor colectivului tehnic, pentru că da, asta este o dovadă de un mare sacrificiu atunci când îți dorești să realizezi o performanță. Știi că trebuie să sacrifici, sacrifici copilul, sacrifici familia pentru binele performanței. Da, mulți nu înțeleg lucrul ăsta și probabil zic că dramatizezi într-un fel, dar asta este realitatea. Dar într-o familie sunt ca în canotaj, doi la vâsle. Cum ați făcut cu soțul meu asta? Adică v-ați cunoscut la sfârșitul anilor 80, copilul l-ați făcut abia în 1997. Cum... Am îmbinat, nu? Cum ați amânat atât de mult momentul venirii pe lume a copilului? Da, deci eu m-am căsătorit de foarte tânără, la 21 de ani m-am căsătorit, așa a fost să fie. L-am cunoscut pe soțul meu la munte, eram în cantonament la Piatra Arsă. El fiind turist. Și de fel, când vremea era neprietenoasă așa cu turiștii, cabanierii nu îi lăsau să coboare pe turiști jos în Bușteni, ci pur și simplu îi cazau pe unde se putea și unde se putea. În sala noastră de forță, în paholuri, ca să treacă furia și pe lumina a doua zi să plece fiecare unde dorește. Și așa l-am cunoscut eu pe soțul meu atunci, după care m-am dus la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și ne-am reîntâlnit după un an la 23 august, pentru că noi așteptam să ne primească tovarășul și Ceaușescu. Da. Și la Neptun sau unde? Nu, în București. Și să defilăm de 23 august. Și făceam repetiții. Ah, ok. La 23 august, acolo, lângă stadion. Și așa ne-am reîntâlnit și următorul an ne-am căsătorit. Normal că pe primul loc la mine a fost performanța. Dar la un moment dat am zis, e timpul să fie familia reîntregită, pentru că nu concep viața, chiar dacă ție ți este bine, ești fericit așa, dar totuși un copil te împlinește, știi pentru ce muncești. Ca o medalie olimpică. Exact, ca o medalie olimpică și o să-ți povestesc și cu medalia olimpică. Și am zis gata, trebuie să mă opresc, fac o pauză, să fac un copil și după care, dacă mai pot continua bine, dacă nu, asta este. Dar nu pot să mai ia așa valul olimpiadelor și să uit exact ceea ce era cel mai important. Și așa s-a născut Dragoș între două ediții ale Jocurilor Olimpice, respectiv finalul, deci am ieșit campioană olimpică în 96 la Atlanta și am revenit pentru Sydney 2000. Până să ajungem la performanțele dumneavoastră de manager sportiv, vreau să vorbim puțin despre Jocurile Olimpice, cele 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, un pic din perspectiva asta de mindset. Când v-ați dus prima oară la Los Angeles în 84, față de Atena 2004, totuși sunt 20 de ani, am mai bătut un record. Eu am bătut foarte multe recorduri, nu doar de participare, de medalii, ci și de ani între prima și ultima ediție. Cum se schimbă mindset-ul între
vârsta asta, 20 și ceva de ani, respectiv în jurul vârstei de 40. Deci, să zic așa, inconștiența vârstei de nici 20 de ani, că eram mezina lotului, eram cea mai mică din delegație. Câți ani aveați la prima olimpiadă? 19 ani. 19. Da, era ceva pentru mine ieșit din comun, unde am fost și singura țară socialistă care am participat la Jocurile Olimpice. Atenția de care eram înconjurați de însculare și până în culcare, deci nu mai știau ce să ne facă. Bucuria aia când vezi că ai învățat americanii imnul României, când a venit momentul finalelor, era ceva greu de descris în cuvinte, să te ridici și să te tot așezi, trecea o cursă, câștiga România, imnul se intona, toată lumea în picioare, se termina, așează-te, vine următoarea cursă, iarăși în picioare, și picioare iarăși stai jos. Deci a fost ceva extraordinar de frumos. Deci primele medalii, primele Jocuri Olimpice, spuneți că inconștiența asta, vârstei, sălbăticii asta cu care te duci acolo în necunoscut și nu te interesează nimic, asta te face campion. Și aia a fost scânteia. Deci pentru mine, acea ediție a fost scânteia a ceea ce înseamnă Jocurile Olimpice. Și ambiția de a mă duce mai departe. Pentru că atunci când câștigi la Jocurile Olimpice, acel sentiment de bucurie nu poți să-l compari cu niciun campionat mondial, european, așa. Astea sunt niște competiții foarte importante, dar nu atât de dorite, pentru că un mondial, un european, îl ai în fiecare an. Da, pe de altă parte, la aproape 40 de ani, nu mai poți să câștigi cu inconștiență nu mai există, o medalie. Ce trebuie? Și acolo a fost. Ce trebuie pentru constanță? Până la urmă sunt niște întrebări din care încerc să extrag niște lecții de viață pentru noi, cei care nu o să ajungem niciodată la Jocurile Olimpice, dar le avem pe astea din viața noastră, de zi cu zi. Jocurile astea la care încercăm să câștigăm medalii. Să știi că și acolo a fost tot o inconștiență, dar deja o inconștiență la o altă vârstă. În sensul că eu provin dintr-un sport de anduranță. Nu este un sport ușor. Și atunci n-aveam niciun exemplu de campion olimpic la 40 de ani aproape. Și revenirile mele nu au fost așa cu lapte și miere, ci pur și simplu tot timpul cineva mă trezea la realitate când spuneam eu revin, tu crezi că mai faci față? Primul care m-a tras de mânecă a fost soțul meu. Deci când am stat cu Dragoș un an și un pic și după care am revenit direct în bătaia puștii pentru Sydney, deja când i-am zis la Atena că revin, mi-a zis că eu am o problemă. Cum cred eu că la aproape 40 de ani eu mai fac față puștoaicelor de 20 de ani? Și nebunia aia mea a fost ca să demonstrez că performanța nu are vârstă atunci când sănătatea îți permite, când ai ambiția aia de a reuși, când inconștiența vârstei nu te lasă să... Care a fost cea mai grea cursă? Exact aia din 2004. Aia de la Atena. Exact. Ultima aia a fost olimpică. Cursa vieții mele și cursa vieții noastre, dar îți spun și de ce. Pentru că am revenit, noi trei ediții ale Jocurilor Olimpice am fost pe primul loc în topul clasamentului pe țări la Jocurile Olimpice. Doar clasamentul făcut la feminin, nu și la masculin, că masculin n-aveam. Era inexistent. Canotajul masculin. Canotajul masculin.
doar feminin. Am cucerit 3 ediții ale Jocurilor Olimpice, 3 titluri olimpice. Așa, 2 într-o zi și 1 a doua zi. Categoria ușoară și 8-ul de fete, din 8 încă 2 trăgeau încă o probă. Deci erau la dublare. Și pentru Jocurile Olimpice de la Atena am încercat să revenim echipa completă, dar 2 colege de ale noastre s-au pierdut pe drum. Și a fost foarte greu. În timpul cursei? Nu, în timpul pregătirii, în timpul revenirii. Okay. În timpul revenirii. Adică în 2003 nu am revenit 8-ul de la Sydney. Că 2 fete s-au pierdut pe traseu. Nouă ne-a fost foarte greu să găsim 2 fete care să le înlocuiască. Și în acel an noi nu am câștigat nicio competiție, niciuna. Deci dacă și nu ne învingeau doar americancele, care au fost cel mai înverșunat adversar al nostru. Deci și-au dorit cu toată ardoarea să ne bată și n-au reușit. Deci când mă vedeau revenind, înnebuneau. Să linișteau când vă retrăgeați? Exact. Și au zis gata. Mamă, următoarea, să restrați gelipă. Da, următoarea ediție este a noastră. Deci când mă vedeau din nou în barcă, înnebuneau. Și au zis 2004 este anul nostru. Cu mine în barcă. Deci dacă veneau americancele, noi veneam pe 3, că mai aveam și olandezele care ne băteau. Și dorința era mare de a câștiga, că nu ne-am lăsat copiii acasă, n-am revenit, că deja la a 4-a, a 5-a, a 6-a participare nu mai e același lucru ca atunci când participi pentru prima dată. Și totuși noi aveam ambiție să câștigăm, că nu... Și ce a făcut diferența? Care a fost saltul de la... A venit momentul Jocurilor Olimpice, da? Americancele deja se vedeau campioane olimpice așa de departe, că dacă ne dădeau câte 3 secunde la regatele la care participam în cursul anului, era clar că numai un nebun spera că pot să bat. Dar noi, în schimb, aveam și ambiție, dar eram și foarte bine pregătite. Și cum le așează Dumnezeu întotdeauna... A așezat ca noi în serii să picăm cu ele. Ne-au bătut cu 18 sutimi. Oh, de la 3 secunde? De la 3 secunde la 18 sutimi. Mi se face pielea de grâu. Da. După cursă am luat foaia unde erau toți timpii noștri din 500 în 500 de metri și graficul de cursă, cum zicem noi. Și uitați-vă graficul de curs, că noi discutam foarte mult. Erați o echipă. Eram o echipă. Deci, ca surorile. Deci, rele la antrenament și ca surorile în afara antrenamentului. Uh-huh. Și asta ne-a și ajutat, vorbind aceeași limbă, dorind același lucru, asta ne-a ajutat să progresăm. Și ne-am așezat, am făcut așa un cerc frumos. Uitați, prima 500 am pierdut aproape 3 secunde, după care am recuperat și au venit la... Am făcut recordul probei și noi și ele, dar și noi. Deci dezavantajul față de americani era că avea startul prost. Exact, că noi plecam cu frică, că nu mai plecai din poziția de lider, cum ziceam noi. E vorba de pregătire, strict mental. Era strict mental. Noi ziceam așa, suntem nașele lor și ele erau finele noastre. Aici numai eram noi finele lor. Așa. Și în finală, deci Mihai n-a dormit una în acea noapte. Deci ne-am perpelit așa ca micul pe grătar, n-a zis niciuna nimic, am ieșit la încălzire, deci se simțea emoția aia în barcă, dar numai cărmaciul vorbea, experimentat, noi am avut noroc că am avut un cărmaci jos pălăria. Deci jos pălăria. Și ne-am aliniat la start. Ele au încercat să facă ce au făcut în serii. Normal că nu le-a ieșit, pentru că noi le suflam în ceafă. Și ele erau la 2 culoare de noi.
Deci dacă îți imaginezi să simți adversarul, cum vrea să se desprindă de tine și nu poate. Și când am intrat pe ultimul 500 de metri, deci finish-ul a fost ceva... Mamă, îmi dau lacrimi. Da, ceva greu, mi-este foarte greu să-ți descriu. Barca aia nu mai plutea pe apă, zbura. Deci zbura. Le-am dat 2 secunde. N-au știut ce li se întâmplă, n-au putut să se ridice din barcă la premiere. Deci ați câștigat medalia de aur cu 2 secunde diferență, exact, față de, exact, cele care, da, cu un an înainte vă dădeau 3 secunde și în una, spate. Și cu o lună și cu două, wow, pentru că noi ne-am întâlnit cu ele tot timpul anului în competiții. Da. Deci practic mi-ați spus, da, că diferența nu se face din pregătire, deși pregătirea contează. Contează foarte mult, dar mentalul într-o competiție supremă, mentalul te poate scoate campion sau poți să nu prinzi și nici finala. Cum se antrenează un campion? Cum își antrenează un campion mindset-ul ăsta, mentalul? Păi, știi cum e aici? Ține foarte mult de individ. Foarte mult. Acum, generația asta tânără, și noi aveam, dar psiholog, mie nu mi-a trebuit psiholog. Noi venea psihologa înainte de mondiale, de să ne adoarmă, mm-hmm, să ne liniștească, să ne explice cât de verde iarba. Și noi aveam pepenele, de exemplu, în baie, curgea apa pe el să se răcească, Snagovul are apa foarte rece. Și n-a apucat să iasă pe ușă și noi eram între paturi, așa că aveam locul liber, uh-huh, și tăiam pepenele și mâncam. Acum, generația asta are nevoie de mai mult suport. Are nevoie cineva să-i dea încrederea, să-i spună, tu ești bun, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să-i dai încredere. Pentru asta, eu personal, venind din lumea lor, știu cum să mă port cu ei, știu ce să le spun, știu când să le spun și eu stau foarte mult alături de sportivi. Aproape tot timpul. Aproape tot timpul, da. Deci eu eram ministru și eu dimineața la ora 6 mă duceam la Snagov, ieșeam pe apă la antrenamentul lor, era 2016, și veneam înapoi direct la minister și vedeam de treabă. Și ce le ziceați? Ce vorbe contează pentru... Tot. Un sportiv. Deci un sportiv este și el un om normal ca toți oamenii, dar are și el problemele lui, are și el supărările lui, are și el nevoile lui. Și el simte nevoia să vorbească cu cineva într-un moment. Și tu trebuie să-l simți, trebuie să știi ce să-i spui, trebuie să știi cum să-i spui, pentru că el contează, că asta contează... A, aveți încă un telefon, da, în spate. Exact. Pentru că asta contează enorm de mult. Enorm de mult. Și eu asta le spun. Din experiența mea, le povestesc, le dau încredere că se poate, pentru că eu îi văd la antrenamente, văd cum se comportă, văd ce timp scot, văd comportamentul. Deci, ce să spun? Noi avem o generație de sportivi care, din punctul meu de vedere, ai senzația că vine din altă parte, nu din ceea ce se întâmplă astăzi, în zilele noastre, cu tineretul, uh-huh, nostru. Și asta este... Și sunt educați așa sau pur și simplu ăsta e ADN-ul lor? Deci e clar că vin cu un ADN, dar vin din toate mediile sociale, deci nu... Acum să nu-și imagineze nimeni că în canotaj sau în sport vin doar sportivi, copii care nu au ce să mănânce acasă, noi avem copii olimpici, noi avem copii de intelectuali, copii muncitori care își doresc să devină campioni olimpici. Dar este și meritul echipei, pentru că asta le insuflă zi de zi. Disciplină, ordine, respect față de cel de lângă tine, față de adversar, față de
nu știu, tot ceea ce te înconjoară, facem cu ei tot felul de proiecte, de la, nu știu, am păduri pădurea Snagov, da? Uh-huh. Pentru că este locul nostru, este casa noastră, de a aduna toate gunoaiele din pădure, pentru că este normal că nu poți să trăiești în mizerie. Avem sportivii care, cărora le place, nu știu, fotografia. Sergiu Bejan o să aibă expoziție de fotografie. Care n-are, nu a făcut o școală de fotografie, ca să zici că... Dar face niște fotografii, este fotograful lotului. Nu doar finaluri la fotografie, da, ci și niște fotografii foarte tari. Și noi încurajăm... El fiind campion mondial. Da, exact. Singurul campion mondial din istoria canotajului masculin. Cucerit titlul mondial anul trecut. Și noi încercăm toată echipa. Pentru că, de exemplu, acum, în Snagov, avem 56 de sportivi și până la 72 de persoane înseamnă colectiv tehnic. 10-11 antrenori, medic, asistente, masiori, kinet, osteopați, psiholog, nutriționist, pentru că este nevoie. Altfel, dacă nu ai colectivul tehnic, fiecare căsuță umplută, este un minus pentru performanță. Și încercăm, chiar cu toate greutățile prin care trecem, să fim ancorați la tot ceea ce este nou în performanță. Și ăsta aici este rolul meu, pentru că eu înțeleg nevoile și ei doar deschid gura și spun: avem nevoie de, uite, aparatul este un aparat care îi recuperează nu știu cum. Păi, dar eu fac tot posibilul ca ei să aibă acel aparat. Dar nu aveți absolut niciun fel de graniță. V-am văzut în gale de premiere a sportivilor, când vă certați cu miniștrii, cu prim-miniștrii, spunându-le de la obraz, ca să zic așa: domnule, suntem federația cu cele mai multe medalii, facem și noi ceva cu bănuții aia. Corect, performanță. Eu nu mă cert. Dar care e bugetul federației? Deci, uite, bugetul federației, că toată lumea zice, Federația Română de Canotaj are cel mai mare buget. Bun, Ministerul Sportului acum. Deci noi primim bani pe contracte. Da? Semnăm contractul cu ministerul și spune, ai acolo, ai atât, ai atât, ai atât. Bugetul Federației Române de Canotaj este de 13 milioane de lei. Care înseamnă 2 milioane, adică mai hai puțin, să zicem 2.700.000. Mai puțin decât bugetul unei echipe din nici Liga 1 de fotbal. Nici nu se compară. Și nu vorbesc de echipele mari. Așa. Din care? Din acești din aceste multe milioane, adică 13, avem așa, 3 milioane, aproape 4 milioane, 3.800.000 sunt salariile personalului. Atenție, că poate cineva și imaginează că în federație lucrează 60 de oameni. Nu, în federație efectiv lucrează 9 oameni. Dar avem 60 de angajați, pentru că Federația Română de Canotaj este bogată în sensul că are patrimoniu. Patrimoniu care înseamnă 3 baze sportive care sunt date în folosință gratuită de către Ministerul Sportului și pe care le-am preluat niște relicve și le-am adus la standarde decente, zic eu, pentru a face sport de performanță. Și anume, avem baza Dorobanți de la Iași. La 7 km de aeroport avem bază de canotaj. Avem hotel, avem masă, avem sală, avem lac, avem tot ce ne trebuie acolo și acolo creștem cei mici pe care selecționează cluburile, evident, antrenorii de la cluburi, și cei mari în sensul că se pregătește lotul național sau olimpic de junioare, CNOPJ-ul, Centrul Național Olimpic de Junioare, fetele. După care avem baza de la Năvodari. Baza de la Năvodari, care înseamnă o clădire din fostele tabere.
Care sunt ruine toate. Care sunt ruine toate, deci îți vine să plângi când vezi ce este acolo. Iar a noastră, care este prima la stradă, are așa. Deci în afară de cum am găsit-o, am... Tot ruina ați luat-o? Tot ruină. Dar o ruină așa mai... mai bună. Și la ora actuală am ridicat etajul 3 și 4, unde sportivii au sală de bike-uri, au sală de ergometre, au sală de forță, au cabinet medical, au grup de refacere, au sală de ședințe unde le explică condiții. Avem baza de la Orșova, unde se pregătește centrul de juniori băieți. Așa. Și din 13 milioane, 3 milioane 800 se duc pe salarii, pentru că aceste baze trebuie să întreținute. Normal. De la bucătari, ospătari, femeia care face curat în camere, mătură în curte, instalatori, fochiși și așa mai departe, tot ceea ce este nevoie. Și după care, niciodată nu las garda jos, indiferent de ce buget am, mic sau mare, nu finanțăm mai puțin de 1,5 milioane selecția juniorilor, copiilor, pe care antrenorii de la cluburi o fac în țară, aduc sportivii, îi măsurăm, corespund, după care finanțăm pregătirea lor la cluburi, pentru că la noi cluburile sunt la pământ. La noi cluburile n-au bani să treacă strada pe românește și atunci, ca să avem continuitate, noi trebuie să investim. Și asta e și motivul pentru care federația aduce în continuare una dintre... Câte federații aduc medalii? Păi nu știu, sunt 70 ceva de federații pe care le... Medalii la Jocurile Olimpice. Păi două au fost ultima. Au fost federația de not, natație, not și... Nu, la Tokyo a fost canotajul și scrima. Ah, scrima, atât. Pardon, da. Încă da. Nu era David Popovici. David nu era. Adică a fost, dar a venit pe locul 4. Uh-huh. Așa. Și după care, ce mai rămâne, și rămâne foarte puțin, investim în... competițiile internaționale, și anume, avem 6 campionate importante, 3 europene, 3 mondiale, juniori, tinere, seniori, și aici nu ne ducem mai puțin de 70 de persoane. Deci sunt niște costuri de, nu vă imaginați, dar eu nu pot să nu trimit copilul la concurs. El se pregătește un an de zile și când să meargă și el la un concurs, că este european sau mondial, să-i spui, știi, eu n-am bani să te duc și tu trebuie să stai acasă și poate îți vine rândul anul. Pentru că nu mai ai prins pe niciunul în următorul an. Altfel ne place să ne mândrim de fiecare dată când veniți cu medalii și anul trecut de la campionatul mondial. Asta fac eu pe podium, de câte ori sunt premiată. Și n-au un control că trebuie să mă premieze dacă am rezultate, nu? Și de fiecare dată eu spun adevărul, eu nu mă cer cu nimeni, că de ce să mă cert? Că eu nu cer nimic pentru mine. Mie nu mai îmi trebuie nimic. Să fiu sănătoasă, să mă bucur de ce am, dar pentru acești copii minunați pe care încă îi mai avem, eu trebuie să fac tot ceea ce ține de mine și imposibilul să-l fac posibil în vremurile astea, ca ei să poată să se pregătească în condiții decente și să participe în competițiile internaționale. Dar simțiți că generația asta, Ancuței Bodnar, a Simonei Radiș, e o generație care valoric poate atinge nivelul generației dumneavoastră? Da, sigur că da. Mai glumesc cu Simona și zice, doamnă, știți, eu vreau să vă întrec. Simona, ai tot sprijinul meu. Este o luptătoare, este... Are șanse să facă 6 Jocuri Olimpice? Dacă vrea, da. Dacă vrea, da. Dar mai e posibil acum, da? În anii 2023? De ce nu? Da? De ce nu? Eu am demonstrat, am dat, să zic, medicina peste cap. demonstrând că la 40 de ani poți
e și campioană olimpică, stând într-un lot de sportive care aveau jumătatea vârstei mele, că n-am terminat de spus ce a fost în 2004, că cele două au fost înlocuite, da, cu două sportive care aveau jumătatea vârstei mele și care din doamnă nu mă scoteau. Și când ne întâlneam pe scări sau la doamna în stânga, doamna în dreapta, ia veniți voi încoace, noi din momentul ăsta suntem colege, noi ne spunem pe nume, voi sunteți foarte valoroase și sunteți cele mai bune. Deci cele mai bune. Dacă barca nu mergea, noi eram vinovate, nu ele. Și așa au crescut odată cu noi. Dar este sportul ăsta, canotajul, cea mai bună descrierea ce înseamnă munca de echipă, munca perfectă în echipă? Da, da. Deci canotajul este un sport individual. Dar? Dar se practică și în echipă. Pentru că individual eu sunt campion olimpic în simplu, dar sunt campion olimpic și în opt, de trei ori. Și dacă mă întreb pe mine, simplu este regina probelor în canotaj, e, dacă ești campioană olimpică în simplu, zeița apelor. Dar dacă mă întreb pe mine, eu cea mai fericită și cele mai mari satisfacții le-am trăit în echipă. Cred. Dar care sunt regulile? Și asta m-a ajutat ca eu, după ce m-am retras, să pot să construiesc în același fel și simțind ceea ce am implementând, să zic, din modelul sportivului, aducând ceva nou în managementul sportiv, care... O să vorbim și despre managementul sportiv, în afară de faptul că sunteți foarte bătuioasă, cred că respectați niște reguli foarte clare și cred că mulți manageri avea de învățat de la doamna Elisabeta Lipă. Dar revenind la treaba asta cu munca de echipă, mi-a spus că una dintre reguli este asta. Cele mai bune prieteni în afara antrenamentelor. Păi noi și acum, eu dacă îți arăt telefonul, dimineața nu contează ce oră, care se trezește prima, începe. Bună dimineața, ce faci, ești bine? Fetele de acum? Da. Deci cu colegele mele. Ah, ok. Deci noi am rămas cam... Un echipaj în afara bărci. Și în timpul muncii, care este mindset-ul? Care este comportamentul? Păi comportamentul nu poate să fie altfel decât cel care te-a făcut să ajungi campioană olimpică și cu obligația să implementezi din experiența ta. Ce faci când greșești un coleg, o colegă? Ce fac eu când greșesc o colegă? Deci, de fel, când a greși este omenește. A persista în greșeală deja este prostie. Și atunci, când greșești odată, normal că îți atrag atenția ca a doua oară să nu se întâmple. Dacă a doua oară ai greșit făcând același lucru, nu te iert. Dar ce se întâmplă? Și atunci părăsește, adică cu zâmbetul pe buze, îți spun la revedere, pentru că în performanță nu este loc de compromisuri. Ce se întâmplă într-un echipaj, de O plus 1, de exemplu, da, când unul dintre membrii echipajului are o zi mai proastă? Aici este, intervine ceea ce am spus eu mai devreme. Această legătură de prietenie între coechipieri. Pentru că e clar, niciodată, cum degetele de la o mână nu sunt la fel, așa nici sportivii dintr-un echipaj nu sunt la fel. Dar acel echipaj va performa când coechipierii se simt între ei. Știu când mie nu mi este bine, știe colega mea din față sau din spate, sau colega de cameră. Și dacă în ziua aia proastă ai o cursă? Și dacă în ziua aia proastă ai o cursă, eu trebuie să vin și să
suplinesc neputința ta. Și ați făcut asta? Adică și am făcut s-a întâmplat asta în curse importante? De foarte multe ori. De foarte multe ori, deci, s-a întâmplat. Ceilalți cu echipieri cumva trebuie exact, să dea randamentul pe care nu-l poate da cel mai slab. Da. Și ceilalți cu echipieri trebuie să știe cât nu poate da acel cu echipier. Și asta doar simțind. Și asta doar simțind, pentru că o echipă adevărată se simte una pe cealaltă. Uh-huh. Nu trebuie să stai de vorbă și să spui, băi, mie astăzi mi-e rău, eu nu mai pot, eu nu știu. Eu doar mă uit la tine și știu că ție nu ți este bine și nici nu te întreb dacă nu ți este bine. Dar pentru asta trebuie să spese, să fii empatic exact, față de exact. Coleg. Exact, și asta se antrenează zi de zi în cantonament. Gândește-te că în cantonament ai prima ta familie. Cât faci sport de performanță, indiferent ce sport faci, nu numai canotaj. Cantonamentul este sfânt. Nu poți să faci, să ieși campion olimpic făcând de toate, că nu ai cum. Faci de toate, e clar că și performanța ta va fi undeva așa pe la mijloc. Dar dacă ești dispus să faci sacrificiu maxim, stând în cantonament, ascultând antrenorul, nu știu, făcând recuperarea, luându-ți vitaminizarea, având o relație foarte bună de la colegul de cameră, colegul de barcă, pentru că nu neapărat colegul de cameră ți este și coleg de barcă, că azi ești cu unul, mâine ești cu altul, exact. Selecția este continuă până ajungi la campionatul mondial sau Jocurile Olimpice, de exemplu. În barcă, barca de 8. Barca de 8 nu te urci în ea din toamnă și până la Jocurile Olimpice, nu știu, că rămâne sunt în următorul an, în august, tu stai în 8. Pentru că niciodată n-o să aibă performanța acea barcă. Acei sportivi trebuie antrenați în bărci mici și întotdeauna competiția naște performanță. Când ai 8 sportive, da, și ai 4 bărci de dublu sau 8 simpluri, da, și te antrenezi zi de zi și tot timpul vrei să fii mai bună ca cealaltă, că azi te-am bătut eu, mâine mă bați tu, poi mâine nu știu cine vine, și eu tot timpul vreau să fiu prima, da, păi eu trebuie să fac niște eforturi să fiu prima, nu? Și ce trebuie să fac? Să fiu ascultătoare, să ascult antrenorul, pentru că tehnica contează enorm de mult. După care medicul îți dă o schemă de vitaminizare. Da. Chiar dacă la un moment dat te saturi de atâtea pastile, dar n-ai ce să faci. Trebuie să le iei, pentru că lipsurile sunt enorme. Să transpiri 2-3 kg la un antrenament. Păi dacă nu înlocuiești transpirația aia cu ceva, încep cărcei, încep alte povești și atunci trebuie să existe o legătură foarte strânsă între medic, antrenor, sportiv. Iar eu am avut parte de acest lucru. Da, e o lecție de muncă în echipă, dacă vreți să o luați așa, pentru că mie mi se pare că în canotaj, cel puțin în 8+1, duci munca de echipă la nivel de art. De fapt, munca de echipă înseamnă nu să fii o echipă, ci să fii un echipaj. Și nu, dacă cineva are o zi mai proastă, cum a zis, nu să vină să se victimizeze, vai ce rău mie, ci ceilalți colegi să-l simtă. Sau să primească reproșuri, ce ai făcut de ți-e rău. Că rău nu trebuie să faci ceva să-ți fie rău. Să poate să-ți fie rău, dar cu echipierul nu trebuie să fie certat, ci pur și simplu îl trebuie să fie încurajat. Deci dacă munciți în echipă, și probabil cei mai mulți dintre voi asta faceți, încercați să fiți un echipaj și nu o echipă și să vă uitați la campionatele europene, că astea urmează, da, nu? Da. De canotaj, să vedeți arta din barcă. Să vezi 8 sportive în una singură. Exact. E chiar artă. Dar la ce vă gândiți în timpul cursei? În timpul cursei? Păi, așa, înainte de start, mă refer la Jocurile Olimpice. Te gândești la tot. De ce? Cine te-a pus? Era mai bine acasă. Spui, gata,
asta și gata, este ultima, dar asta trebuie să iasă bine, da? După care nu mai e timp să te gândești că trebuie să fii cu adrenalina la maxim, că aștepți arbitru să-ți dea startul, după care nu ai timp să te gândești la altceva decât la ce face cea din fața ta, să asculți cărmaciul ce indicații dă, că aici zic mult, păi ce face ăla acolo? Păi ăla, dacă nu este bun, tu ca sportiv și tu ca echipă poți să fii perfect. Dacă nu ai un cărmaci bun, n-ai cum să câștigi. Deci un fel de minte a echipei, de neocortexul... Ăla este antrenorul echipajului. Din barcă, da. Păi când începea Nuții, cărmăcița noastră la Atena... Ce zice? Ultimul... Să zic ultimii 300 de metri și ne-a luat părând pe fiecare. Tu ți-ai lăsat copilul acasă, tu ai făcut asta, tu... Deci, asta zicea în timpul bineînțeles. Cursei? Bineînțeles! Deci era ceva care, așa cum am zis mai devreme, barca aia zbura, nu aluneca pe apă. Și dumneavoastră auzeați Dar noi auzim, da? Pentru că în barcă sunt microfoane, deci din două în două locuri, iar stație. Ah, okay. Ai văzut cărmaciul, ai să vezi că are stație și are microfon. Ca la gale. Da, eu am văzut, ca la noi, la prezentatori, da. Ca la podcast. Eu am văzut una dintre bărcile noastre, nu știu dacă oare cea cu care ați câștigat la Los Angeles, da. Expusă în Brașov. Da, a fost o expoziție, da, sportivă. Da, așa este, barca mea, Elisabeta. Și aveați și pantofi de sport, da, acolo. Da, ce mărime? Adidas-ul. Eu 41 port. 40-41. Da. Am văzut expuși cu tot cu barcă, cu vâsle, cu așa mai departe. Unde or fi acum? Păi barca, eu doar am dat-o să fie văzută, dar ea se regăsește la Snagov, la locul ei de cinste. A, e întotdeauna la Snagov? Întotdeauna. E casa mea, e complexul sportiv... Snagov acum poartă numele, se numește Complex Sportiv Elisabeta Lipă. Cred că a stat mai mult de acolo decât acasă, de-a lungul vieții. 19 ani? Nu, mai puțin. De la 16 ani. 16 ani. Snagov, da. Povestiți-mi, sunt foarte curios de ce n-ați fost și la 7-a ediția Jocurilor Olimpice. Deci ați făcut Los Angeles, Seul... Barcelona, Atlanta, Sydney, Atena. Atena. Și urma și putea să mai mergeți odată. Da. În nebunia mea mai participam și la Beijing. Dar v-au supărat rău de tot. M-am supărat, chiar m-am supărat rău de tot și în sensul că pentru mine deja să particip la 6 ediții, să ai toate culorile de medalii, nu mai prezenta atâta interes să mai particip la încă o ediție a Jocurilor Olimpice. Ci am pus o condiție, pentru că eu, pentru fiecare participare, când am înțeles sensul Jocurilor Olimpice, am zis, eu trebuie să am o motivație. Niciodată n-am pus bani în față, pentru că banii oricum veneau. Dacă ești campion olimpic, e clar că partea financiară este legată. Dar trebuia să am o motivație care să mă scoată din casă, să mă facă să-mi las copilul și să plec la Snagov, să fac ce? Deci trebuia să fac ceva. Și atunci am zis, eu particip la 7-a ediție a Jocurilor Olimpice, dacă statul român construiește o pistă de canotaj, singura, unica, inegalabilă, cum vreți să o luați, una. Noi nu avem nici una. Și n-a zis unde, n-a zis... N-am zis nimic, nici unde, nici cum, doar am zis, vă rog, una să o construim și eu, în nebunia mea, mă duc și la 7-a ediție a Jocurilor Olimpice. Și... Aveați șanse la aur? Aveați. Nu, cum să nu. La nici 40. Nici nu se punea problema. Așa. Păi a venit optul nostru la bronz, au pierdut aurul așa la o fracțiune de secundă. Fără dumneavoastră în barcă. Fără, pe eu n-am mai participat. Și premierul de atunci era Tăricianu. Călim Popescu Tăricianu, care mă
simpatiza foarte mult și aprecia ceea ce fac. Și a zis, da, Elisabeta, eu te ajut. Spune-mi ce trebuie să fac și eu te ajut. Păi uitați-vă, noi avem, la Bascov era vorba de... La, da, pentru că este Pitești. La Pitești, da. Complexul sportiv Bascov, care aparține de Ministerul Tineretului și Sportului, dar acolo este pista de caiac, 1000 de metri. Și nouă ne trebuia încă 1000. Și zic, e foarte simplu. Deja ai și doar... Adaugi. Adaugi. Nu era ceva ieșit din comun. Și da, a fost de bună credință, a deblocat niște bani, dar... lucrurile acolo s-au înțeles altfel, au fost împroprietăriți oamenii din sat, din sat în Albia Râului. Deci a fost așa o nebunie care s-a terminat exact cum a început, adică deloc. Da. Și atunci am zis, dacă e așa... M-ați enervat. M-am enervat, eu la ce să mă mai duc. Dar începuse să vă pregătiți? Nu, că de-abia venisem de la Atena. Pentru că știam că o pistă nu se face așa. Trebuiau niște date, niște deci ani. Deci cam cât niște... ar fi costat statul român a șaptea participare a dumneavoastră la Jocurile Olimpice? Deci statul român, având în vedere că ce era acolo se adăuga, era în jur de 2 milioane de euro. Deci cam atâta... Da. N-a fost în stare statul dacă român era să pe prețuiască... expropriere să fie băgată pista de interes național, adică existau niște cam atât a prețuit statul român, da. Sau nici măcar atât, da. N-a prețuit statul român. Cele câte medalii ați obținut? 8. În total 8 de aur. Nu, 5 de aur, 2 de argint și una de bronz la Jocurile, la Jocurile Olimpice. Olimpice. Da. Deci da. Ca și cum n-ai dat niciun ban pe toate, da. Cele 6 Jocuri Olimpice și cele 8 medalii. Dar n-a fost prima oară când v-ați retras. La un moment dat a venit ministrul de interne de atunci, nu știu cine era, Dudu Ionescu. Dudu Ionescu, da. A venit și a zis, haideți doamna Lipă, haideți la Olimpiadă, că nu. Sunteți tânără și în putere. Tânără și în putere. Eram, și v-a făcut colonel sau da, ceva. Da, eram la, înainte de plecare la Sydney. Eu am început sportul la Clubul Olimpia și după primul titlu cucerit, în următorul an, după jocuri, am ajuns la Clubul Dinamo. Și am luat-o de la prima tablă. Serge Major, Plutonier, am trecut prin toate etapele. Și eram înainte de plecare la Jocurile Olimpice de la Sydney, eram în club, pe stadion acolo, a venit domnul ministru să ne felicite, să ne ureze succes. Am fost avansată la termen, sub comisar. Nu, comisar era. De poliție. De poliție, da. Și zice domnul ministru, dacă bicampioană olimpică, eu îți promit, pentru că aceste grade nu se dădeau decât la termen, trebuia să le primeai niște condiții, nu așa la orice oră din zi și din noapte. Și zice, dacă ești campioană olimpică, eu îți promit că vei fi avansată în următorul grad. Și am zis, domnul ministru, vă rog să pregătiți documente. Că eu, când mă întorc de la Sydney, mă întorc campioană olimpică și s-a ținut de cuvânt. Și acum aveți grad de... Și următor, acum ați general. Acum ați de general, da, de poliție. Da, da. Și următoarea mea participare la Jocurile Olimpice, Atena, deci am lăsat pista că n-aveam niciun succes și am zis, eu particip la a șasea ediție a Jocurilor Olimpice pentru că eu îmi doresc să închei activitatea mea sportivă trecând prin toate gradele. Ultimul grad era cel de chestor de poliție. Adică general. Adică general. Știi? Nu se poate. Păi de ce nu se poate? Păi n-avem nicio femeie general chestor de poliție, că știi, era o doamnă care a implementat cărțile de identitate.
doamna era general, dar era deja la pensie. Am înțeles. Așa, dar în activitate, chestor de poliție nu, nu exista. Nu, nu se poate. Nu există. Păi și dacă nu există, eu o să fiu prima. Nu, păi cum? Păi de ce numai bărbații? Păi femeile ce au? Deci ați fost și o premie, practic ați rupt-o... Și am zis, eu sparg această barieră. Eu sparg această barieră. Și am spart-o. Am ajuns la Jocurile Olimpice de la Atena, am ieșit campioană olimpică, era președintele Comitetului Olimpic, domnul Țiriac, a venit cu telefonul la pontonul de, cu presa, deci până să ajungem la pontonul cu, de premiere, și a zis, Elisabeta, președintele țării vrea să vă felicite. Ia telefonul, că te-a cerut la telefon. Și a zis, felicitări, ce băi, era președinte Iliescu. Cred că ultimul an de mandat, 2004. Da, da, pe final, așa. Da, și... pe final. În 2000 a fost cu noi în, la Jocuri președintele Constantinescu. Uh-huh. A fost în tribună, a trăit, cum să spun, medalia noastră de aur alături de Samaranci, care a zis, ăsta, optul ăsta este optul secolului 21. Și acum m-am întâlnit cu dumnealui la un eveniment și și-a adus aminte și a zis, Elisabeta, ce bucurie am putut eu să trăiesc în tribună atunci când ați câștigat. Și a zis, cât ce nici nu se pune problema, tot ce vă doriți, eu vă promit că vă rezolv. Domnul președinte, eu am o mare dorință. Care-i dorința ta? Să sparg bariera, să ajung chestor de poliție. Și a zis, dacă îndeplinești toate condițiile, cu siguranță că vei ajunge. Asta v-a zis Iliescu. Da. Și am ajuns. Condițiile le îndeplineam pentru că în paralel mi-am făcut și școala, facultate, doctoratul. Eu am doctorat în sensul că îndrumătorul meu de doctorat, Dumnezeu să-l odihnească, domnul profesor inginer Gagea, zicea, dragă, tu trebuie să lași ceva în urmă. Păi trebuie să las, nu las destule în urmă, uitați câte, nu, e aici, trebuie să, tu trebuie să-ți faci lucrarea de doctorat. Păi ajutați-mă, nu, tu-ți alegi tema și după care eu te ajut. Și am stat, eu m-am gândit, ce temă? Zic, ia să văd eu, bun, am rezistat eu 6 ediții ale Jocurilor Olimpice. Zic, dar ia să văd eu și la ce să mă aștept după. Și tema mea este cauzele și efectele longevității sportive în sporturile de anduranță. Și așa am descoperit că longevitatea și cu anduranța, că eu am 24 de ani aproape cu mici pauze, eu eram anemică. Eram anemică și tot timpul eram susținută cu fier ca să pot să... deja când am înaintat mai în vârstă, uh-huh, ca să... Și uite, lucrând la teza mea de doctorat, mi-am dat răspuns de ce, când făcea doctor, mă, dar ce ai făcut tu, mă, aveam o lună, două, nici nu se punea problemă, o lună de pauză, reveneam, aveam hemoglobina 10. Și din ce cauză? Care era cauza? Organismul supus efortului prelungit, astea sunt cauzele. Adică sportul de performanță mai lasă și urme, că el e frumos, așa, interfața, dar ce e în spatele lui... Asta am auzit-o de la foarte mulți sportivi de performanță. Da. Sportul, într-adevăr, este foarte sănătos, dar nu confunda sportul de performanță cu sportul. Cu mișcarea. Pentru că sportul de performanță presupune să îți duci corpul la niște limite și peste niște limite, care nu au deloc de a face cu sănătatea. Știi ce am învățat eu de la antrenorii mei? Că acei sportivi sunt campioni olimpici care știu să treacă peste pragul de durere. Și nu înțelegeam, zic, durerea normal la un efort maximal imediat se instalează. Și ce înseamnă a trece peste pragul de durere? Și nu înțelegeam, ce tu spune să știm să trecem peste pragul de durere și ăsta la antrenez și nu știu. Deci fiecare om are și un punct mort, cum zicem noi.
E, tu trebuie să știi să treci peste acel punct mort. De exemplu, în tras, la un moment dat, ești pierdut. Deci ești pierdut. Poți să-ți pună, nu știu, buletinul în față și tu să nu vezi cum te cheamă. Pentru că tu asta antrenezi zi de zi. Dar unii mai slabi renunță în sensul că nu luptă. Ăla care știe să tragă, dau un exemplu, 2, 3, 4 lovituri și iese din acest prag, el după care continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci este, acum traducând pe limbajul nostru al oamenilor de rând, e ca și atunci când ești foarte, foarte obosit. Și nu poți să dormi. Simți că nu ești în stare de nimic, că trebuie să dormi și dacă treci de pragul ăla, poți să mai stai nu știu cât. Așa e și la pragul ăsta de efort? De efort, da. Și practic nu există campion care să nu fi învățat să treacă. Nu există campion care să nu știe să treacă peste acest prag. Deci spuneți că dacă treci bariera asta, exact. E un câmp așa. E un câmp frumos cu iarbă verde, floricele, este ceva extraordinar de frumos, dar trebuie să știi să-l treci. Iar asta antrenezi zi de zi. Și asta nu e foarte sănătos, să treci mereu? Ba, este foarte sănătos, pentru că nu e ceva care, nu știu, ți se întâmplă niște lucruri, fenomene paranormale. Dar după, pur și simplu, după asta ce trebuie să faci ca să poți să treci peste acest prag. După ce guvernul nu v-a făcut pista, mă rog, autoritățile, cine o fi fost la vremea respectivă, pista olimpică, nu s-a ținut de promisiune, nu v-ați dus la cea de-a 7-a ediție a Jocurilor Olimpice și v-ați retras. Care au fost cele mai grele 3 lucruri de acceptat? Pentru mine? Da. Cele mai grele 3 lucruri, poate chiar sunt mai multe. După ce m-am retras, mi-am anunțat retragerea 2004, ca antrenor nici nu se punea problema să revin, pentru că statul în cantonament atâtea luni te aduce la saturație și nu mi-am dorit să îmbrățișez această meserie. O singură dată am făcut-o, când m-am retras prima dată, a doua oară când m-am retras, un an am fost antrenoare la lotul masculin. Atât. Ca să nu stau acasă, că puteam să stau acasă, puteam să fac orice, că eu reveneam oricum pentru 2004. Așa. Dar după ce m-am retras în 2004, mi-am anunțat retragerea și la club, mi-am exprimat dorința de a lucra în structurile Ministerului de Interne. Eu... Ați lucrat și în birou la un moment dat, nu? Da, cum să nu? La deci, ordine publică. Da. Când am făcut prima pauză, când am simțit eu să fac prima pauză înainte de Jocurile Olimpice de la Atlanta. Oh, 90 și ceva. 95. Ați mers la birou? Am mers la birou. Eu am plecat din club, deci nu mai eram pe statul sportivilor în club și m-am dus direct la Poliția Capitale. Și eram la ordine publică și eram foarte conștiincioasă, eram prima la serviciu, ultima plecam. Dar n-ați făcut teren, nu? Ba da, cum să nu? Păi da, la birou unde eram eu, nu stăteam la birou și completam niște hârtii. Mai făceam și din astea, că veneau toate amenziile la noi ale cadrelor militare care greșeau prin țară și trebuiau centralizate și date către unități și așa mai departe. Dar, în schimb, acolo se făceau toate planurile de măsuri pentru meciuri, concerte, tot ceea ce se întâmpla frumos așa prin capitală, de acolo pleca, de la acest birou. Și mie mi-a plăcut atât de mult. Aveam șeful meu cel mare, domnul general Popa, care niciodată, eu eram căpitan atunci, niciodată nu mi-a zis pe grad. Din multipla nu m-a scos. Cum? Multipla. Și acum când mă întâlnesc cu dumnealui, la fel îmi spune, multipla. Dar adevărul mie, că e o adresare specifică unui polițist, da. Dar stimată multiplă. Așa, atât de mult mi-a plăcut, încât eu n-am mai vrut să mai mă duc pentru Atlanta.
Și doamna Lia Manoliu, Dumnezeu să o odihnească, a zis, uța, tu trebuie să... Hai, gata, revin ăsta. Nu, nu mă lasă șeful meu. Dar cine-i dragă șeful tău de nu te lasă? Las că vin eu și vorbesc cu el, că trebuie să te lase. Na, și a venit momentul ca să-i spun șefului meu că vine doamna Lia. Nu știam cum să spun, că eu am mințit că nu mă lasă să mă duc la Snagov pentru jocuri, ci mie îmi plăcea meseria, îmi plăcea ceea ce făceam. Și m-am dus la domnul general și am zis, știți, eu am mințit, dar mie îmi place aici și eu nu mai vreau să mă mai duc. Și doamna Lia insistă și zice, vai, dragă, dar mergem noi acolo. Dar cum ai putut să spui că nu te lăsăm noi? Pentru noi este o onoare. Eu am zis că mă salvează și că încolo. Pentru noi este o onoare. Du-te câteva luni și după care te întorci aici înapoi. Și exact așa am făcut. Da? Da. După care, pentru Jocurile Olimpice de la Sydney, am lucrat la poliția rutieră, la brigada de poliție rutieră din București, la educație rutieră. A fost ceva extraordinar de frumos. Mergeți în școli. Te duci în școli, să-i înveți pe copii ce înseamnă educație rutieră. Dar efectiv în stradă nu ați lucrat. Da, efectiv în stradă nu am lucrat. Și după 2004, când mi-am exprimat dorința că vreau să lucrez în structurile ministerului, eu când am ajuns, am fost avansată la gradul de chestor de poliție, era ministru Săniuță, ministrul de interne, și eram consiliera dumnealui. Și s-a schimbat regimul, s-au schimbat vremurile și următorul ministru a zis, dragă, ai făcut politică și nu ai voie, dar jos pălăria pentru ce ai făcut tu pentru țară, dar nu e bine ce ai făcut. Nu înțelegeam ce politică am făcut. Dar chiar eu. Ce politică? Și zic, dar ce politică am făcut eu? În gândul meu zic, domnul ministru, n-am câștigat aurul la Seul? Zic, că eu fac politica sportului. Eu altă politică, eu nu știu să fac. Dar politica sportului o fac atât de bine, încât nu contează pentru mine cine este ministru. Ministrul care iubește sportul, eu sunt lângă el fără să clipesc. Iar când noi revenim de la jocuri cu rezultate, cu medalii, tot politicul este lângă noi. Exact. Nu Dar contează partidul care de unde. Ministrul ăsta care v-a zis că ați făcut politică? Era domnul Blaga. Și pe românește m-a dat afară. Exact. Și i-am zis, domnul ministru, eu am inventat culmea schimbării. Și zici, cum adică? Păi, să nu stai niciodată pe scaunul ăla și să fii schimbat. Că eu abia venisem de la jocuri, totul s-a succedat atât de repede. Deci a dat-o pe multipla afară. Da, eu nici nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Dar după care și-a dat seama că a greșit. Că a greșit și în minister omul de sport și pe linie de club și tot era domnul general Berechet, care cunoștea foarte bine tot ceea ce ținea de Dinamo, de sport în minister și asta, și probabil l-a făcut să înțeleagă că n-a făcut bine ceea ce a făcut și la niște evenimente de ale noastre tot pe linie de minister a zis, mai sunteți supărată pe mine, doamna Lipă? Zic, eu n-am fost niciodată, că dumneavoastră v-ați supărat pe mine. Dar asta este o experiență pentru un sportiv care vii din altă parte și vezi că ți se creează o nedreptate. Tu care zici, eu am făcut unde am greșit, că n-aveam unde să greșesc. Da, e surprinzător, da. Inclusiv cum descrieți că v-ați scris doctoratul. Adică sunteți Elisabeta Lipă, vorba șefului dumneavoastră din poliție, multipla. Adică puteați oricând să apelați la o fabrică de asta de diplome, mai ales că era perioada când... Nu, dar nu se punea problema. Toți făceau asta. Da. Nu aveam de ce să fac, pentru că în mintea mea atunci eu n-aveam nevoie de acea diplomă să fac ceva cu ea.
că n-aveam ce să fac cu ea. Eu făceam sport, aveam alte gânduri în mintea mea, dar pur și simplu am avut pe cineva, am avut un om lângă mine care a realizat ce am făcut eu și că performanța mea trebuie spusă mai departe cum am realizat-o și ce se întâmplă. Dar de unde vine apetitul ăsta al dumneavoastră de a fi campioană, de a fi pe primul loc, de a face performanță? Uite, inclusiv în poliție, nu v-ați, adică dacă v-au trimis la un birou, nu a stat pe un scaun și în fața unui calculator, ci ați făcut treaba mereu. În copilărie cum erați? Am fost foarte energică. Mereu prima? Mereu prima. Inventam tot felul de competiții și eu trebuia să câștig. Dar le câștigam, nu că trăgeam chiulul și mă dădeam campion. Îmi plăcea să fiu lider. De mică. Nu știu, probabil că m-am născut cu talentul acesta și, bineînțeles, după care mi l-am cultivat. Ați zis undeva că ați făcut școală de frica de a nu ajunge la sapă. Da, și așa se poate spune, pentru că, fiind un copil foarte energic, eu sunt, nu știu, satul meu natal este Cândești, Bucovina. Și, într-o comunitate de ucrainieni. Da. Exact, un sat micuț de ucraineni, clasa 1-a, clasa 2-a am făcut-o. Dar acasă vorbeați română sau? Ucraineană. Și școala am început-o clasa 1-i, la mine în sat, în limba ucraineană era limba mea maternă și română era limba străină. Uh-huh. Și în clasa 2-a m-am dus în satul vecin la școală, pentru că tatăl meu a avut niște neînțelegeri cu directorul școlii, ei ca adulții, și eu am suportat consecințele. Scăzut la mijloc. Și am zis, tata, eu mă duc la școală la Cândești 2. Și zice, da, știi că acolo trebuie mergi departe, trebuie să mergi pe jos, e iarnă, nu contează. Era o zăpadă până la genunchi. Și eu înnotam până în zăpada aia să mă duc la școală. Nu exista. Până la școală mai erau, luam din sat și alți copii care mergeau cu mine, păi trebuiau să fie aliniați, trebuiau să, nu așa, a plouat, ai baltă și tu calci și stropești. Nu există. Deci îi ordonam de mică. Și venea mama, să zic, la un băiat, la mama mea acasă. Te rog să nu-i faci nimic, să nu o bați, dar să nu-l mai bată pe al meu când mai merge la școală. O, Doamne! Dar sunt niște momente atât de frumoase pe care le-am trăit și care m-au ajutat. Deci nu v-a zis nimeni? Nu. Elisabeta sau Uța, cum vi se, da, Uța, da, se spune. Trebuie să fii prima. Nu, niciodată. Trebuie să nu ne faci de râs. Niciodată. Nu. Tata, când... I-am zis eu că mă duc la canotaj, că... Bine, erați mare deja. Eram elevă în clasa 9, în clasa 10, pentru că atunci se făceau două trimestre. Și în trimestrul 1 s-a făcut selecție din partea Clubului Olimpia și m-a selecționat, m-a văzut, așa eu practicam basketul în școală, în liceu. Și să ai la canotaj. Mi-a explicat atât de frumos și cu sportul ăsta și am zis, nu, eu acolo mă duc. Bine, mă duc acasă, îi spun alor mei, mama, ce, unde să te duci? La 500 de kilometri, n-ai pe nimeni, n-ai, nu, lasă că sport poți să faci aici. Păi da, dar canotaj, lasă canotajul, că tu oricum faci sport. Tata, dacă ție îți place... Nu știu ce îmi plăcea, că nu-mi plăcea nimic. Eu te duc, dar tu dacă mă faci de râs în sat, uite-te bine la mine, că eu te-am făcut, eu te omor cu mâna mea. Deci ați auzit și de asta. Anormal, deci venea în fiecare lună. La București. Prima dată îți ducea la școală. Și după care făcea tura de onoare, antrenament, aș verifica catalogul, ferească Dumnezeu să n-am o notă sau proastă sau o medie neîncheiată. Păi lua foc, zicea, hai, bagajul și acasă. Dar din ziua în care ați părăsit satul, da, din nordul Bucovinei,
și până când ați auzit imnul României la Jocurile Olimpice? A fost foarte scurt. Câți ani au trecut? 3. Wow. Și când ați plecat din sat, nici nu știați foarte bine ce înseamnă canotaj. Nu știam. Deci 3 ani? 3 ani, da. Până la imnul României la Jocurile Olimpice la Los Angeles. Exact. Din sat? Da. Wow. Deci asta înseamnă să fii talent, clar. Atunci n-am realizat că talent. Da. Și muncă. Deci și organismul m-a ajutat și am muncit, că am fost muncitoare. Nu pot să spun că am câștigat antrenându-mă din an în Paști. Dar cât, pentru că face și dumneavoastră și tocmai îmi spuneți că investiți ca federație, inclusiv în această selecție de copii. Cât de mult te prinzi la prima vedere de un viitor campion? Din prima te prinzi. Da? Da. Pentru că îl măsori, îl vezi, simți că asta faci. Îl pui la niște teste fizice. Pui la niște teste așa minime, coordonare și așa mai departe, ce fiecare antrenor cu stilul lui. Dar ai întrebat și altceva în afară de, nu știu, chestii de personalitate? Normal. Stai cu el de vorbă, îl întreb, merge la școală, cum învață. De fel, copiii care nu învață sau nu merg la școală, este foarte greu să îl faci să fie campion. Pentru că nu sunt disciplinați? Nu sunt disciplinați, nu știu, nu gândesc, nu-și doresc, nu se integrează și nu se implică atât de bine cum se implică un copil care e luptător și vrea să răzbească la școală. Am înțeles. Ei, dacă s-ar face în toate sporturile din România selecția, cum o faceți dumneavoastră? Deci antrenorii noștri, colindă pe coclauri, dacă ia un județ, face mii de kilometri într-un județ, mergând prin sate, comune, la preot, la director, la, nu știu, primar, la... Și întreabă. Cum se întâmpla și pe vremea dumneavoastră. Exact. Iar la noi selecția este continuă. Antrenorul, dacă este în concediu, să zic, vede un copil, îl ia... Așa că aveți grijă vara asta pe unde mergeți cu copiii, că s-ar putea să vi fure antrenorii de la Federația că fură de bine, canotaj. Fură bine, că... Cât e renta viageră după o medalie olimpică? Păi, după... Acum este, da, ceva care este foarte greu de descris în cuvinte. În și general, în... România e foarte greu de descris. Exact, în general. Deci, rentele viageră... România are în jur de 500 de sportivi rentieri, care în posesia acestor rente intră campioni olimpici, vicecampioni olimpici, medaliații cu bronz, campioni europeni și mondiali. Atât. Nu intră medaliați, nu intră. Deci sunt în jur de 500 de rentieri. Rentele noastre sunt blocate la nivelul anului 2019. Adică nu s-au mai plătit de atunci? Nu, sunt blocate pentru ca valoare. Ca valoare, da. Deci ca valoare. Păi de atunci sau, nu știu, da, iar că... o medalie olimpică este un salariu mediu pe economie. Și nu poți să primești mai mult de 5 salarii medii pe economie. Ăsta e maximul pentru, nu știu, un sportiv ca mine, ca Nadia, ca, nu știu, alte canotoare, Doina Ignat, Gabi Sabo, câțiva sunt... numărați pe degete. Ce să mai zici? Deci... Da, haideți să ne întoarcem. Da, că ne întoarcem. Am avut o curiozitate și, din păcate, tot eu am deturnat discuția, curiozitățile mele. V-am întrebat ce a fost cel mai greu după ce v-ați retras din activitate? Care sunt cele mai mari provocări pentru un sportiv retras? Păi a fost șocul cu datul afară. Deci când v-a dat afară din minister, așa, domnul Baga? După care pentru mine n-a mai fost nimic greu. Pentru că mai, după care, mai jos de zero nu pot să... După care n-a fost nimic greu pentru mine. Am revenit în minister, am lucrat în două direcții ale Ministerului de Interne, respectiv relații publice și... de Gheaieri, Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale,
deci informare și relații publice și relații internaționale, unde am întâlnit oameni care m-au ajutat să înțeleg tainele acestor meserii foarte frumoase și foarte grele de altfel și care m-au ajutat foarte mult ulterior când am ajuns președintele clubului Dinamo 7 ani și un pic. Unde ați făcut iarăși performanța, acolo practic v-ați dat doctoratul în management. Exact, exact. Am preluat un club care nu mi-am imaginat, eu eram sportiva clubului, dar eu ieșisem din, nu mă duceam la servici zi de zi ca să mă lovesc de tot ceea ce înseamnă. Când am ajuns președinte și am urcat prima dată în club și în mintea mea a fost așa, în dreapta raiul, în stânga iadul. Asta însemnând așa, în dreapta era fotbalul și aveai covoare cu sigle, uși de mahon, biroul meu acolo a fost, iar în stânga, unde era personalul clubului, nici acești biscuiți nu erau pe tavan, de se vedeau firele și șobolanii. O, Doamne! Și am zis, unde am nimerit? Domnul Nica a fost ministru de interne, parcă și acum văd m-a chemat, și a zis, am numai referințe bune despre tine. Și te trimit președintele clubului Dinamo. Și am zis, mă duc dacă mă ajutați. Ai tot sprijinul meu. După o lună m-am dus la domnul ministru și am zis, m-ați aruncat în cușca cu lei și m-ați lăsat, m-ați abandonat. Când am ajuns în club, nu-mi dădea nimeni mai mult de o lună. Azi, ce... Nici vă băgam în seamă. Da, ce? Cine? Țin minte ca și acum. A venit multiplă. Da. Țin minte ca și acum. Eu am venit sfârșitul martie, erau jocurile pe final de campionat și toată lumea îmi cerea bani. Și nu înțelegeam eu care salariile alea și banii ăia, eu nu-i câștigasem de la Dinamo niciodată. Și am zis, Doamne, despre ce bani, ce... Și într-o zi urc scările și toată echipa de rugby mă aștepta ca pe o cereașă coaptă. Știți că noi plecăm, că noi suntem campioni. Ia mă băieți, m-a zis, trebuie să ies din starea asta. Cum să ies? Și zic, ia stați voi așa, ce sunteți voi? Campioni? Și ce vreți să faceți să plecați? De ce să plecați? Păi știți că noi suntem neplătiți de o lună, de nouă, de nu știu ce. Bă, băieți, bă, ia ascultați că vă spun eu o poveste. Și ei toți... Deci dumneavoastră vorbeați cu o echipă întreagă cu de rugby. Da, era tot... Deci nu aveam pe unde să trec. Erau scările alea toate pline. Și zic, ia să vă povestesc eu ce făceam eu cu diploma de campioană națională. Că vă ziceți că sunteți campioni naționali, da? Da. Bine. Deci, în cameră, eu am mai avut o colegă. Nu ne făcea nimeni curățenie în cameră. Nimeni. Deci noi trebuia să ne facem. Luam frumos mătura, că n-aveam aspirator. Dădeam cu mătura, strângeam gunoiul, luam diploma, puneam gunoiul pe diploma, aruncam în coș și diploma o puneam sub covor. Când se uza diploma aia și nu mai puteam să adun gunoiul, luam alta. Tot de campioană națională. Tot de campioană națională. Deci despre ce vorbim? Hai, lăsați-mă să trec, am treabă. Le-a spus unei întregi echipe de rugby. Echipe, vă rog, lăsați-mă să trec, că eu am treabă. Asta înseamnă campioane naționale. Păi la mine veniți cu titluri olimpice mondiale, noi acolo discutăm. Nu, suntem campion național și... Bine, la rugby e un pic mai greu, cu titlurile olimpice sau mondiale. Da, așa, da, am zis, trebuie să ies din situația aia. Deci, primul lucru pe care l-ați făcut a fost să vă impuneți. Da. Păi, dar când nu-mi dădea nimeni, auzeam pe la culturea, las-o că într-o lună ea nu stă aici, n-are cum să stea, nu face mulți pureci aici. În haosul ăsta. Da. Și în haosul ăla am făcut o ordine de, atunci când am plecat ca era ministru, invers.
fotbalul era iadul și restul sporturilor erau raiul. Exact, la fotbal, deci toate, să zic, finanțele clubului Dinamo, CS-ului, deserveau fotbalul. Fotbalul fiind privat, n-avea treabă cu... Direct. Lumina, gazul, apa, deci totul era când trăgeai linie, păi stai frate, ce suntem? Ia veniți încoace și din momentul ăsta noi suntem ca într-o familie, dar suntem divorțați și locuim în aceeași casă, că n-avem unde să ne mutăm. Și când se întâmplă lucrul ăsta, fiecare plătește partea lui, da? Da. Deci, eu vă stau la dispoziție cu tot ce vreți. Vreți nocturnă, vă dau nocturnă. Vreți fără, vă dau fără. Dar plătiți și aveți. Restul ne judecăm cu ce e, cu ce nu e. Așa. Iar acum Dinamo și acum Dinamo... Și prima dată au crezut că eu glumesc. Și eram în club, dar aveau meci seara. Dar cine conducea Dinamo atunci? Ești, nu mai știu cine, mulți au condus Dinamo. Așa. Și eram într-o seară la adică birou. Erați în perioada cu Borcea, cu perioada... Da, 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 da. Așa. Și aveau meci. Le-am făcut tarife, tot, banii nu erau intrați în cont. Păi începe meciul, păi nu începeți, că n-ați plătit. Nu, că noi trebuie să începem. Păi trebuie, dar n-ați plătit. A, păi stați, că sunăm la minister, la ministru, că... Dacă... Domnul ministru, eu sunt la birou, dacă domnul ministru mă sună sau cineva din minister își asumă lucrul ăsta ca voi să nu plătiți și să beneficiați, gratuit, da. Atunci nicio problemă, dar să-mi dea scris. Să-mi dea scris și să-mi spună. Păi n-a sunat nimeni, normal. Și n-au ținut meci, au ținut meci a doua zi. Nu pot să cred, deci ați amânat un meci al lui Dinamo? Exact. Așa. I-a ținut la poartă, cum da, să zic. Exact. Ca pe câini. Da. A doua oară. Câinii roșii, mă rog. Da. Sau cum. A doua oară. Când au văzut că nu e de glumă, tariful. Aveam tarif cu nocturnă, tarif fără nocturnă. Normal că la cu nocturnă era mai scump. Câte ore vreți? Păi vrem 3 ore sau 2 ore. Nici o problemă. De la ce oră la ce oră? Păi de la ora cu tare la ora cu tare. La ora fix. Cu tare le-ați stins nocturnă. I-au prins cu apa pe ei, dădeau interviuri fără lumină că nu aveau. Nicio problemă. Vreți mai mult data viitoare cât vreți? O oră? O oră. Și atunci... Și cu banii ăștia, practic, ați crescut celelalte sporturi? Ușor, ușor, nu mai cheltuiam, că și așa banii erau insuficienți, mai cheltuiam și pe partea asta la altă. Că noi nu aveam nimic. Noi, de fapt, în acel contract cu FC-ul, cu CS-ul, el a pornit foarte bine. Când fiecare știa ce are de făcut. Dar prin actele adiționale, CS-ul i s-a luat tot și FC-ul beneficia de tot. CS-ul înseamnă clubul sportiv Dinamo, da, exact. FC-ul și atunci, ușor, ușor, am ajuns și ne-am înțeles foarte bine. V-ați despărțit prieteni. Da. Ne-am despărțit, chiar ne-am despărțit prieteni. Așa. Și după care eu când am plecat după 7 ani de zile, nu mai zic, sala de sport avea în jur de 1000 de locuri. Măi, ce sala e asta? De comună? De ce? Bucovina, de acolo da, de noastră. Da, deci suntem... A, păi nu se poate că avem în spate centrala care alimentează clubul. Bun, și ce are centrala aia? Ia să o văd și eu, era ceva, o mare groapă, cu niște utilaje, cu multă păcură, cu geamuri sparte și am zis, și ce cu asta? O facem muzeu. O scoatem de acolo, o facem muzeu și mărim sala. Și sala acum de jocuri are 2600 de locuri, cam așa. Deci este o sală frumoasă în care ți-e drag să intri. După deci... care, bazinul de not. Era o groapă. Așa e. Deci era o groapă la... 65 de ani de Dinamo, am invitat în club tot guvernul. Deci tot guvernul. Și am zis, trebuie să mă ajutați. Nu pot să stau cu groapa aia. Că nu sunt bani, că nu știu ce, că nu știu cum. Da, da, totuși în buricul târgului nu se poate. Iar dacă nu-mi dați bani, o să mă vedeți în fiecare zi la ușă. Și o să vă plictisiți și tot o să-mi dați. Pentru că Dinamo chiar are nevoie de acest bazin. Și ușor, ușor,
avem bazin olimpic singurul omologat. Așa este. Unde, poate dacă n-ar fi fost bazinul ăla, poate n-ar fi fost nici povestea lui David Popovici, că el acolo se antrenează, da, la 5 dimineața se deschide, da, lumina. Se antrenează, se duce, așa. Bazinul descoperit, terenurile de tenis, baloanele. L-a prins pe Popovici, baloanele, la Dinamo, pe David Popovici? Păi eu l-am prins, că eu sunt dinamovistă, dar nu l-am prins ca președinte. Nu l-ați prins ca președinte, nu. Dar acolo v-ați făcut, da, mâna, făcut mâna ca manager sportiv. Deci Dinamo este cel mai mare, cel mai titrat, cel mai performant și cel mai greu club de condus. Parcul Dinamo este foarte mare, da? Secții multe, deci și pe sport și pe administrație sportivă. Și în paralel eram și președinte de federație. Deci eu aveam practic toată oglinda sportului românesc. Eu când am ajuns ministru, eu am știut foarte bine unde să mă duc să apăs. Din păcate a fost doar 2 ani. Nu, din păcate am fost doar un an și o lună. Un an și o lună? Da. Da. Și asta e. Nu ați mai primit oferta de atunci? Nu, că nu faceți politică. Nu am primit nicio ofertă. Ăla a fost, da, cred, singurul guvern care n-a fost politic. Da, a fost guvernul politic, dar guvernul Cioloș. Și atunci știam că mandatul meu este foarte scurt, știam că problemele sportului, mi-am exploatat colegii cu ghilimelele de rigoare la maxim, deci au zis că ei n-au văzut un ritm din ăsta infernal de lucru, dar cei mai mari contestatari ai mei de atunci, acum mă vor ministru. Deci, satisfacție mai mare eu nu pot să am. Ministru. Dumnezeu le așează și are pregătit pentru fiecare ceva. Eu, având ca ministru oglinda clară a sportului, după ce mi-am terminat mandatul, eu am stat foarte mult și m-am gândit dacă să mai continui sau nu. Deci la federație nu mă încuraja nimeni, toți îmi spuneau cu cine mă întâlneam, păi tu trebuie să accepti asta, că gata, nu o să mai fie canotajul unde a fost. Păi cum să accept eu să ne cânte muzica? Muzica în sensul că trece primul linia de sosire și tu ultimul și din tribună îți spune muzica. Că ce să fac, nu să te aștepte pe tine să treci. Deci în loc să-ți cânte imnul, îți cântă muzica. Cântă muzica. Și ai zis, cum să accept eu să-mi cânte muzica? Că, nu știu, o iau în parătură. Nu se poate. Și am zis, ori, la mine nu există cale de mijloc. La mine ori așa, ori așa. Și atunci am zis, o să fac tot posibilul ca să readuc canotajul acolo unde a fost. Și iată că ușor, ușor am reușit. Suntem acolo. Suntem acolo. Pariurile pentru dumneavoastră, pentru pariurile. Eu mie e o jignire să spui asta când ai în față un om care trudește alături de alți 70 ceva de oameni la, pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Dar e clar că dintre federațiile sportive din România, poate în afară de natație și... Oricum, mai avem copii talentați. Avem copii talentați, dar au nevoie de susținere. Au nevoie, și nu, de un program, nu au nevoie de bani, să zic, ci au nevoie de elemente ajutătoare care să vină în sprijinul lor, să-i facă zi de zi să fie mai buni decât sunt. Și avem copii talentați la Chirilă, la Canoie. Avem haltere, Loredana și Cambei. Uh-huh. Avem canotaj, avem natație. Probabil la scrimă Iulian Teodosiu. Uh-huh. Lupte. Deci avem. Dar nu este suficient doar să avem. Mai trebuie să știm și ce să le dăm ca ei să poată performa la cel mai înalt nivel. Iar da, performanța cere atât de multe lucruri și cercetarea asta sportivă în alte părți, în alte țări, se pune accent pe cercetare. La noi cercetarea
E deja știința acolo, da, în alte știința țări. Știința sportului, normal, păi nu merge fără știință. Dovadă nu merge. Că la foarte multe sporturi, noi nu mai avem ce să concurăm. Păi asta e, pentru că noi am rămas în urmă. Noi avem un institut cu oameni, Institut de, Național de Cercetare Sportivă, dar sunt foarte puțini. Câți oameni lucrează la institut? Păi nu știu, cred că lucrează 10-5. Wow. Că în sport tragi de unul singur. Dacă dispare Doru Tocito, gata, nu mai ai pe cine. Cred că numai Djokovic are după el cel puțin 10-15, deci, care cercetează, da, fac research. Da, deci asta e, și atunci fiecare disciplină sportivă trage de el, vină la mine, pentru că sportivii sunt în diferite etape de pregătire și trebuie să știi, este bine, nu e bine, mai adaugi, mai scoți, mai... Dar știți că anul viitor se fac 20 de ani de când ați câștigat aurul la Atena, ultimul aur olimpic. Și pista aia văd că... A, o să fie. Pista aia olimpic o să fie? O să fie. Deci, unde? Eu am zis nu mă retrag din canotaj. Deci nu mă retrag din canotaj până nu aduc în România un campionat, că e european, că e mondial, că e de juniori, că e de tineret, că e de seniori, nu contează, dar unul trebuie să fie. Și după care mă gândesc și predau ștafeta. Dar la ora actuală suntem într-un stadiu foarte avansat, pe lacul Pantelimon. Eu uite, am concurat asta, da, am pe lacul Pantelimon. Da, pe lacul Pantelimon, la Jocurile Balcanice. Și anul acesta am forțat... Puternic. Puternic am forțat nota și campionatul balcanic pe care federația îl va organiza acolo anul acesta, uh-huh, va fi pe lacul Pantelimon. Și pentru asta... E nevoie? Este nevoie, dar deja am trecut de faza de nevoie pentru că am bătătorit drumul la Apele Române, uh-huh, la Ministerul Mediului, la primărie și unde am găsit susținere și nu mai zic Ministerul Sportului, care domnului ministru i-am zis vrei, nu vrei, trebuie să mă ajuți. Că asta este șansa vieții mele și eu mă agăț de ea, deci tu n-ai nicio ieșire din treaba asta. Și dacă vrei, nu o ai. Și o să avem pistă olimpică de canotaj? Olimpică, da, o să avem pistă olimpică, da. Dar trecem prin niște etape. Pentru păi că... acum e cazul să vă țineți, da, de cuvânt și să mergeți la Jocurile Olimpice de la Paris, să concurați cu ei. Nu așa ați zis? Nu, trebuie să-mi fixez alte obiective cu generația asta, care o iubesc, pe care o iubesc foarte mult. Dar spuneți-mi o poveste de asta din lotul României. Dintre copiii ăștia, tinerii ăștia pe care, da, îi vedeți la zi de zi la Znagov, o poveste de asta care să inspire poate și alți copii, alți tineri din România. Păi ei sunt, fiecare are o poveste. Faptul că ajungi să fii campion, ai o poveste în spate. În primul rând, și o spun la modul cel mai sincer, nu copiii poartă vina, ci părinții. De acord. Pentru că părinții nu au devenit copiii de la sport. Exact, exagerat de protectori. Deci eu la un moment dat am crezut că sportul omoară, domnule. Deci nu, prima oră nu te duc, nu faci oră că transpiri și răcești. La mijloc nici atât nu e bine. Ultima oră nu e bine să faci sport că trebuie să duci la meditații. Și uite așa, sportul în școală a devenit așa o bagatelă. A fost și toate astea au început așa într-un ritm alert să se întâmple imediat după ce sportul a fost scos de la examenul de bacalaureat. Deci când s-a scos, de atunci a început și prăbușirea. Și a luat-o în jos. Mai puține ore de sport, mai puțin profesori, când a fost să reducă din diverse motive, că nu sunt bani, că sunt bani, că prea multe posturi, că eu știu ce să mai... Dar sportul. Deci sportul este cel care suferă tot timpul. Sportului când se întâmplă o nenorocire, ca și cu COVID-ul.
Sportului s-au luat sălile, sportului s-a luat tot. Pe ce s-a închis prima oară? Locurile de joacă, parcurile? Parcurile, sălile de sport. Noi am fost izolați, trimiși acasă. Deci eu am fost ultima care am plecat și prima care am revenit. Deci numai pe președintele țării nu l-am sunat, dar i-am scris. Adevărul că acolo pe lac să și ia COVID foarte ușor. Se ia, da, se ia și am zis, Doamne! E vânt mult și să... Da, exact. Și asta a fost pentru noi, cum să vă... Deci eu am plâns ca un copil. Am zis, este moartea sportului românesc. Asta se vede acum. Deci efectele pandemiei se văd acum pentru că antrenorii n-au fost în selecție. Avem aproape 2 ani gol de selecție de copii. Deci asta se va vedea, Jocurile Olimpice din 2028, acolo se va vedea. Pentru că unde? N-aveai unde să duci în selecție, că totul era închis, n-aveai voie. Copiii care au făcut online, păi la țară ce online? N-au făcut școală, n-au făcut nimic. Online pe uliță. Păi online pe ce? Îi dai tabletă să facă ce cu ea? Că n-avea ce să facă. Da, și părinții au devenit foarte protectori. Nu se înțelege că sportul este de două feluri. De performanță, dar el pleacă de la sportul pentru toți. Cu cât vom practica mai mult sportul pentru toți, adică mișcare, că e în parc, că e în sală, că e pe stadion, că alegi, că stai, că mergi, că nu contează, dar să faci ceva, cu siguranță că mai mult se vor duce către performanță, că pentru performanță mai trebuie să ai ceva aparte. Bine, v-ați făcut și foarte mulți dușmani când ați spus că în școală sportul e mai important decât matematica, română și geografia. Nu, eu n-am zis că este mai important. Nu, eu am zis sportul, educația fizică, se predă în școală ca orice materie, ca matematica, ca română. Deci și profesorul de sport trebuie să aibă plan de lecții și să predea copilului în fie... Da, o să vă mirați, vă uitați la mine și vă mirați. Nu, el trebuie să predea educația fizică exact ca un profesor de orice materie. Pentru că de asta vedem copii care nu știu să meargă, nu au ținută, n-au nimic. Îi mai punem și trântim un ghiozdan de 10 kg la unul care, uite, așa e firav și spunem, a, săracul, are corset la nu știu câți ani, păi coloana aia ce să susțină? Degeaba ești olimpic la matematică dacă n-ai faci mișcare dacă nu ești sănătos. De dușmani eu nu duc lipsă. Eu merg pe principiu, cu cât am mai mulți, cu atât este mai bine. Când nu am, înseamnă că nu reprezint nimic. Da, mi se pare extraordinar cum v-ați construit și cariera asta de management sportiv. Nimeni nu v-a dat absolut nicio șansă. Poate chiar v-au trimis acolo ca să vă rupeți capul, să scăpăm și de asta. Și ați reușit să puneți pe picioare un club și să-i redați nu doar strălucirea, ci valoarea, și demnitatea, deci valoarea. Vă rog să vă duceți la clubul Dinamo și să vizitați Muzeul Sportului Dinamovist. Este cireașa de pe acest tort frumos pe care eu l-am lăsat în clubul Dinamo. Toate acele trofee le-am găsit la... În buncărele de sub birouri, săli și așa mai departe, aruncate în niște cutii, saci și așa mai departe. Când momentul în care au fost scoase, am zis, Doamne, ce să fac cu ele? Că nu prezentau nimic, nimic. Au fost recondiționate și sunt opere de artă. Deci veți vedea acolo... Păi palmaresul clubului. Palmaresul clubului, dar veți vedea niște cupe din argint, filigramate în aur, deci o frumusețe câștigate de echipele clubului Dinamo, de jocuri în special, uh-huh, și de individuale, pentru că la nivel de țări comuniste, Dinamo era cam peste tot. Ați făcut asta la Dinamo, apoi ați fost pentru scurt timp, de fapt ați fost și ministru al sportului și cred că lucrarea dumneavoastră
principală, cusută cu foiță de aur, este asta, de la Federația Română de canotaj. Ați arătat că dincolo de scuze, de lipsa banilor, se poate și în da. România. Încă o dată, dacă mâine ar veni oferta să fiți ministru sportului în România, credeți că mai putem să punem pe picioare, cu bugetul ăsta foarte mic de la minister, măcar vreo 3-4 sporturi care ne-au dat strălucirea și imaginea asta de a sportului românesc în lume? Da, și eu o spun cu toată... Adică se poate? Da, cu toată... Cam în câți ani? Sinceritatea. Și vă spun așa, cu inima deschisă, în sport sunt foarte mulți bani. Ei nu sunt cheltuiți cum trebuie. Foarte mulți bani sunt în sport. Noi nu vorbim aici doar de Ministerul Sportului, care împarte niște bani la 70 de federații. Pentru că aici ele, dacă ar fi prioritizate, cu siguranță că nu ar fi nicio problemă. Iar guvernul, normal că nu poate să rămână la suma asta. Dacă ești luptător și vrei să faci, trebuie să convingi echipa că tu ai nevoie de mai mulți bani, dar trebuie să știi să demonstrezi că cerând mai lași și ceva în urmă. Noi avem foarte... Deci, hai să o iau invers. Eu știam că mandatul meu este foarte scurt, iar eu în mandatul ministru. De ministru, iar eu în mandatul meu am zis vreau să fac câteva lucruri care să rămână și care să fie duse mai departe. N-a fost dusă niciuna. Niciuna. Așa. Și anume, și vă spun aici, registrul populației școlare, care însemna așa, fiecare antrenor, deci era, aveai și o bază de date a copiilor, și antrenorul nu mai colinda pe toate coclaurile, pentru că el dădea un click și vedea în școala XY că e un copil care are o înălțime, amvergură, corespunde, se ducea direct acolo și îl lua. Și profesorul de educație fizică făcea de două ori pe an măsurători. Și erau niște măsurători antropometrice, biometrice, deci, cum să spun, minore, dar el le introducea în această bază de date și atunci aveai evoluția copilului din clasa 0 și până în clasa 12. A tuturor copiilor din România. A tuturor copiilor. Păi și am implementat, pentru o țară să știe asta? Am implementat acest sistem o școală în județ, pentru că n-am urma ca ea să se ducă mai departe și la un moment dat să fie cuprinsă toată țara ca să facă profesorii de sport. Nu mai există. A doua, am zis, eu în mandatul meu vreau să știu cât sportivi are România. Legitimați, atenți, și cu viza anuală plătită. Că și eu sunt legitimat. Dar mie pentru ce să mai îmi plătească clubul viză? Că eu oricum nu mai fac. Nu așa că avem copii, avem sportivi legitimați. Și am zis, vreau să văd. Am făcut această platformă și a fost o reținere tai de mine, pentru că fiecare se bătea cu pumnul în piept. Eu am 50.000, eu am 100, eu am 20, eu am 10. Eu am... Când a fost să bagi în baza de date, în platformă... Care să ia? Care să ia? Îți venea să plângi. Deci avem foarte puțin sportiv. Da, avem federații care n-ar trebui să fie federații. Da. Și eu o spun pentru că asta e realitatea. Cum ar fi? Cum ar fi? La... Nu mai dau exemple. O să dau și exemple. E ca și cum ar fi așa. Federația Română de Vâsle, Federația Română de Rame și Federația Română de Sporturi Nautice. Ce vă spune lucrul ăsta? Că ea, împachetată, se numește Federația Română de Canotaj. Deci, și aici trebuie făcută ordine. Da? Eu am făcut dezbatere pe modificarea legii aproape 8 ore. Aproape 8 ore am adus jumate din guvern la masă. Păi, dacă puteau să mă împuște, mă împușcau. Așa. Și am zis, vreau să știu cât sportiv are România. Haideți. Voi vă bateți cu pumnul în piept, dați aici, băgați în baza de date. La
artele marțiale nu puteai să bagi în această bază de date un sportiv de la karate să ducă și la taekwondo, exact, și la kung fu și la kung fu panda. Cum nu fu, el rămânea la o federație, acum migrează peste tot. Noi avem cu suta de mii, noi avem băgații, vă rog frumos, haideți. Fotbalul a zis, noi avem cam 250.000, dar noi facem și noi o platformă ca asta voastră și noi cam atât avem. Și, din nefericire, și o spun așa cu tristețe că eu sunt om de sport, România, acum câți ani, nu mai spun, da? Aproape 8, 8 ani. Așa, avea în jur de 80.000 de sportivi legitimați. Adică foarte puțin. Adică foarte puțin. Și artele marțiale aveau și ei, să zicem, grosomodo vreo 50, care erau, cum, în plenitudinea forțelor, concurau, nu așa, legitimez și nu fac nimic cu el. Că doar să fie, să am număr mare. Fotbalul atât cât a zis și asta era tot. Deci, imaginați-vă cam unde suntem acum. Suntem mai rău decât eram atunci. Păi eu zic că da. Adică din ce în ce mai puțin, adică sportiv. Da, exact. Și ce spune asta despre o țară? Păi ce spune asta despre o țară? Că sportul este pe nicăieri. Pentru că toată lumea se gândește la performanță, dar nu se gândește ce trebuie să faci ca să menții această performanță, să-i dai muniție. Sport în școală. Am creat, toată lumea spunea, păi Daciada, hai să refacem Daciada aia, Daciada nu mai poți să o refaci, că nu corespund instituțiile statului, dar un model de competiție poți să o creezi și există și memorandum, România în mișcare este al meu, două platforme am lăsat, campion în școală, am zis, avem 500 de rentieri, din 500, să zicem, 200 toți sunt valizi, că nu poți să iei pe cei care sunt campioni olimpici, dar se mișcă mai greu, exact, au o vârstă și ca să-i duci prin județe, prin țară, să-i vadă copiii, să implementăm această platformă, să creăm aceste competiții cu modele, poți să facă și acești rentieri prin direcțiile noastre de sport și asta. Păi am mai adăugat campion în școală și sport în liceu și universitate. Păi e aceeași școală, tot școală se numește. E altă școală? Pe scurt. De ce vrei de să-ți mai spun? De câți ați avea nevoie de liniște la un minister al sportului ca să puteți. Aici nu e vorba de câți ani aș avea nevoie. În primul rând, este nevoie să te lase să faci lucrul ăsta, pentru că întotdeauna, deci noi am ajuns într-un moment în care trebuie să tai în carne vie. Pentru că nu merge. Sportul trebuie reformat. Sportul reformat trebuie să fie cu oameni. Oameni care să accepte acest lucru. Pentru că noi trăim acum din excepție. Exact. Și nu este normal. Pentru că avem copii talentați, suntem un popor talentat, avem bani. Păi dacă noi băgăm banii în salarii care... Nu știu câte țări mai plătesc ce plătim noi. Câte sporturi ar trebui să fie prioritare într-o țară medie cum e România? Chiar citeam astăzi un articol și cred că ăsta ar trebui să devină manifest de țară. De ce România, o țară de mărime medie, se comportă ca o putere mică? De ce să spună cei care trebuie să spună? Și revenind, cam câte sporturi ar trebui să fie prioritare într-o țară medie cum e România? Păi sporturile prioritare, clasamentul este făcut fără să vrei de alții, nu de noi. Exact. De alții sunt făcute clasamentele. Comitetul, deci luăm cea mai înaltă instituție de sport din lume, care este Comitetul Internațional Olimpic, care spune așa, la Jocurile Olimpice, asta, astea sunt sporturile olimpice. Noi, România, unde avem tradiții? Avem în toate? Păi investim în toate. Avem tradiții în jumătate din ele? Investim în jumătate din ele. Și după care coborâm. Facem curățenie prima dată acolo unde trebuie făcută curățenie și după care pe categorie asta am făcut eu.
modificând propunerile de modificare. Păi... Pentru că nici Marea Britanie nu cred că e Anglia sau, nu știu, nu, toate sporturile sunt prioritare. Nu ai cum. Ei, unde sunt faci șanse? Faci o strategie. Faci o strategie, investești, finanțezi. Stai să vă dau cadourile. Aoleu, am și cadouri? Sigur că da. Pentru că avem un campion rar aici alături de noi. Din partea Chateau Purcari primiți această sticlă de vin Academia Purcari. Mulțumesc, n-am mai văzut așa ceva. Foarte puține sticle. A, și eu merit. Sticla asta este maturată în această amforă de lut. Astfel încât să nu intervine nimic din exterior. Să vinul să fie cât mai puțin atins de surse externe, și așa rămână, mai să rămână natural. Asta unul la mână. Doi la mână. Avem scrisoarea invitație asta la nuntă? Nu, nu mai e cazul. Poate la copilul noastră. Eu am și titulatura de nașa SRL, să știi. Câte perechi? Multe. Câte perechi aveți? Multe perechi. O scrisoare din partea Cellini. Să știi că eu sunt fan Cellini. Creator de bijuterii și vânzător de bijuterii de peste 20 de ani. Tot ce găsiți acolo e rarissimo și un voucher când aveți timp să treceți prin Băneasa, în drum spre Znagov. Mulțumesc. La Cellini Boutique. Mai ales că astăzi ne sunt alături cu o marcă pe care o găsiți de peste 20 de ani la Cellini. Omega este official timekeeper la Jocurile Olimpice. Din port la mână un Omega, în spatele noastră aveți din totdeauna o colecție Omega Aquaterra, o combinație între apă și pământ, exact cum sunteți dumneavoastră. Pentru ce că combinație, deci trebuie să mă reprofilez, a? Da, ar trebui să încercați un Aquaterra. Exact cum sunteți dumneavoastră, zburați pe apă și mâncați pământul. Mulțumesc! Mi se pare că sunteți un model, pe lângă model de campion, de performer, sunteți un model de manager. Cred că mulți, nu știu dacă și-ar dori să vă aibă ca șefă, dar multe business-uri ar vrea să vă aibă la conducere. Să știi că eu zic că ar vrea să mă aibă ca șefă și îți dau un exemplu. Deci eu când am preluat Federația Română de Canotaj, așa, eu cu aceiași oameni lucrez și astăzi. Și deci n-ați dat afară? Niciunul. Li se spunea așa, păi stai să vezi. Bine, vă dă afară pe toți. Eu cu aceiași oameni lucrez și acum. Pentru că eu sunt un om de echipă. Deci omul poate schimba oamenii? Exact. Exact. Și am construit această echipă după mintea și după asemănarea mea. Noi din priviri ne înțelegem ce ne trebuie. Dar care credeți că sunt cele mai importante trei calități ale unui manager? Că sunt în sport, în business, în... Cele mai importante calități, în primul rând, ca să fii lider, trebuie să știi ce să ceri, trebuie să demonstrezi că ești peste toți, trebuie să știi ce să ceri și trebuie să știi să aduni oamenii în jurul tău. Și cu siguranță când vei face acest lucru, din ei se vor cerne cei mai buni, cei mai puțin buni, cei mai puțin buni tu ca lider trebuie să-i faci să fie bun, pentru că în fiecare om există un potențial de care nici el nu știe că l-are. Și greșeala din care ați învățat cel mai mult, ca om, ca manager, ca sportiv, ca soție, ca mamă? Nu știu. Nu prea ați greșit. Nu prea am greșit, da. Nu prea am Cum greșit. E posibil așa ceva? Nu știu. N-ați avut voie să greșiți? Nu că n-am avut voie să greșesc. Greșeli mici am făcut, dar să știi că eu știu să-mi cer scuze. Eu știu să recunosc când greșesc. Știu să-mi cer scuze. Sunt și o fire foarte, mă aprind foarte repede. Dar asta tot din cauza că vreau să realizez lucruri și nu mai am timp să stau să explic celor de lângă mine ce vreau eu să fac, ci vreau ca ei să înțeleagă într-un timp foarte scurt unde vreau eu să ajung. Și dacă am greșit odată de două ori,
mi-am dat seama că nu toți sunt ca mine și că eu trebuie să construiesc echipa în funcție și de ce obiective vreau să realizez și să-l pun în valoare pe fiecare acolo unde dă el randamentul cel mai bun. Și eu și în federația asta fac, îi mut, îi... Când se, nu știu, obișnuiește cu o sarcină, da? Eu iau, îi dau altuia, pentru că fiecare trebuie să știe din toate ca să putem... Așa că, dragi manageri, ascultați, luați notițe, da. Vorbește da. Președintele cele mai des succes, cele mai medaliate federații sportive din România. Da. Nu că ar fi foarte greu în România să fii cea mai medaliată. Nu e greu să știi, că nu e greu. Dacă știi unde să apeși, pe ce buton să apeși ca să... Deci tot nu-mi ziceți cu câte medalii de aur vă întoarceți de la Paris anul viitor. Păi dacă aș fi o ghicitoare așa, din aia super... Cât le-ați cerut sportivelor? Eu nu le cer medalii. Eu îi fac să-și dorească medaliile. Și să cât își doresc medalii? Toți își doresc medalii. Deci toți își doresc medalii. Hai să spun eu așa. Și încheiem cu asta. Anul trecut, după campionatele mondiale, da? Unde România a cucerit 4 titluri mondiale. Mm-hmm. Da? Noi am avut, nici nu mai știu, 9 sau 10 echipaje înscrise la start. 4 titluri, 4 locuri, 4... Cel mai nenorocit loc e ăla, locul 4, mai bine ies pe 6 decât să fii pe 4. Așa. Mai bine nu te califici în final. Da, exact. Un loc 5, deci s-au învârtit pentru că nu mai vin la o lungime de barcă. Acum ești pe 1 și acum poți fi pe 6, că bătaia este foarte mare. Așa. Și după ce s-a terminat tot concursul, s-au demontat bărcile, s-au încărcat, au plecat, m-am dus la hotel la ei... Ne-am așezat toți frumos așa, am făcut întâlnire așa cum numai noi știm să facem, să ne bucurăm de rezultate și le-am zis așa, uitați-vă la mine, la anul și normal că cei care sunt nemedaliați stau cu capul în jos și eu nebunesc când văd lucrul ăsta și știu că muncesc și știu. Normal. Și zic, eu vă promit că împreună la anul, nu mai vreau să vă văd pe niciunul stând cu capul în jos. Adică anul ăsta. Pentru că fiecare trebuie să fiți medaliați undeva, că meritați. Îți dai seama când vine, tu ești căzut la pământ și vine unul și spune, bă, asta este. Păi eu știi ce am făcut, că eu în toată viața mea, nu-ți imagina că eu nu mai am câștigat. Eu am ieșit campioană olimpică la Barcelona și în următorul an am prins finala. Și te întreb ce ai făcut, unde am greșit, da, am greșit undeva, dar ca să pot să merg mai departe, eu mi-am șters acel an din minte. Pe mine când mă întreb ce a fost acolo, eu nu știu nimic. De-aia n-aș știu să răspundeți la întrebarea care a fost greșeala. Da, că nu știu, dar eu am greșit undeva, clar. Dar eu ce să fac, am plâns, am suferit munca mea de un an, dar cât să plâng? Gata. Timpul nu mai poți să-l dai înapoi, trebuie să privești viitorul și trebuie să construiești și asta e și cu sportivii. Și uite așa, unul de la altul, sunt niște copii extraordinar de buni. Lecție de profesionism și profesionalism astăzi la Fain și Simplu cu Elisabeta Lipă. E unul dintre cei mai professionals oameni pe care poți să îi cunoști. N-are legătură cu titlurile, cu medaliile, are legătură cu toată viața ei, de când a fost luată din sat, din nordul Bucovinei și a venit la București. N-are nicio legătură, nu au medaliile. Știi ce îmi zicea mie tatăl meu după multe medalii, așa, eu venisem de la Atena și până să vin de la Atena și asta și mi-a zis așa, tu câte zile o să trăiești să nu uiți ceea ce spun eu acum? Oricâte medalii o să câștigi tu, dacă nu o să respecti pe cei de lângă tine, să nu aștepți ca ei să te respecte doar că tu ai niște medalii.
alea sunt ale tale, foarte frumos, exact. Dar respectul să nu ți-l pierzi niciodată. Deci tatăl meu are 7 ani de când a murit, Dumnezeu să-l odihnească. Deci am învățat de la el niște lucruri simple, simple, care, după care eu mă ghidez și acum. Eu funcționez la instinct. Mie instinctul îmi spune, ia decizia asta. Acum, ia decizia asta. Eu dacă oscilez și spun, nu azi, lasă, mâine, pui mâine. De fiecare dată iau cea mai proastă decizie. Deci instinctul. Instinctul mă ghidează. Pentru că veni și dintr-un sport în care instinctul e esențial. Da. Totul este la secundă. Deci am mai vorbit încă un sfert de oră. Stați de când. Așa că mai vorbim încă 25 de minute. Când mi-a zis de tatăl noastră, dar de îmbrățișat, da. v-a îmbrățișat des? Da. Tata? Deci tata m-a iubit și eu l-am venerat. Deci eu l-am venerat. Un om simplu, fără multe școli, rămas fără tată de la câțiva ani, n-avea 8 ani, dar cu o școală a vieții și eu îi semăn, știi cum? Leit. Deci leit. Și sora cu cine seamănă? Și sora seamănă cu mama. Eram sigur. Da. Și sora seamănă cu mama. Și mama e docilă, mama e blândă, mama trăiește. A făcut 92 de ani. Dar s-a mutat de acolo? S-a mutat, este la, oscilează, la mine, la sora mea, la mine, la sora mea. Și vara o duc acasă și stă cât vrea ea. Dacă ce bine vrea. Să ai fete, că la da. Bătrânețe poți să te muți de la una la cealaltă. Eu am făcut 3, deci... Păi îți dai seama aștept. Ce tătic fericit o să fii? La băiat nu prea poți să vii ca mama. Depinde, așa, uite, eu am o relație atât de frumoasă cu Dragoș. Păi stați că nu e însurat da. Încă. Păi e cu prietena și cu ea și să vedeți mulți, când sunt sora, dacă mulți să care mai mă la cunosc spun, păi cu tine nu cred că rezistă. Ba, rezistăm foarte bine, pentru că știm să ne respectăm. Adevărul că, na, Elisabeta Lipă până la urmă, impune respect, nu numai numele și, și prezența. Dar știți ce îmi place? Că v-ați păstrat totuși feminină în lumea asta foarte, foarte... bătăioasa sportului, a bărbaților, a managementului. Mi se pare că n-ați uitat să fiți femeie, să vă impuneți ca femeie. E greu într-o lume a bărbaților, dar deja la un moment dat și bărbații s-au obișnuit că asta e viața. Și să știți, apropo de faptul că e unul dintre cei mai profesioniști oameni pe care poți să-i cunoști într-o viață, lucrați cu agenție de PR la federație, da, da, consilier, aveți da, consilier personal, da, nu? Da, nu, am deci am agenție, deci a plecat așa foarte natural. Un prieten, pentru că federația nu produce niște sume normal. Fabuloase, sponsorii pe care îi avem, bănuții ăia băgăm în tot ce este mai bun pentru performanță și ce mai rămâne. Dar fiind prietenul meu, i-am zis, Cristi, te rog eu frumos, hai, ajută-mă și pe mine Cristi să ne dezvoltăm. Cristi Stan, da. Și zice, doamne, eu sunt pe monden, pe nu știu ce. Pe beauty, pe da, zice, nu, eu nu se pot. Când i-am dat ce facem noi și a zis, nu, ce e aia? 1X, 2 fără, 2 plus, 2 8 plus, 8 minus. Zice, nu, eu nu sunt. Astea erau indicativele de bărci. Zice, nu, eu asta nu o să știu niciodată. Cristi, ai încredere în mine? Da, doamnă. Deci, Cristi, acum... Știi cum e? El este cu sportivii mai prieteni decât sunt eu. A reușit să-i câștige, că asta înseamnă enorm de mult, să ai această abilitate de a scoate de la sportiv tot ce are el mai bun. Abilitățile astea le are Cristi. Cu sportivii, foarte bine, evenimente când face, ei nu zic niciunul, nu oricât de obosiți ar fi și asta. Și după care... Cunoscând-o pe Valeria, ne-am întâlnit la un eveniment. Fie tu, bună, bună, ce faci, cum e, ce faci, sunt consilier de imagine. Ce consilier de imagine, frate, e? N-auzisem în viața mea de consilier de imagine. Iar mie îmi plac provocările. Să învățați, da. Să evoluați. Eu nu trăiesc în trecut, că spui, ai ajuns la o vârstă, că nu mai poți să te schimbi, că aia. Nu, mie îmi plac provocările. Și răspund...
imediat și am zis consilier de imagine. Hopa, hai să vedem. Nu știu ce face acest consilier de imagine, dar zic, eu știu ce vreau. Deci eu vreau pentru acest sportiv să avem imagine, vreau pentru acest sportiv să aducem sponsori, automat asta vine în sprijinul lor și vine și performanța. Și iată că echipa asta s-a reîntregit așa ușor și creștem frumos. Și trebuie să vă uitați la aparițiile, nu doar la aparițiile publice ale doamnei Elisabeta Lipă, cum apar sportivele de la federației, campioanele, da, cum apar la orice gală, da, îmbrăcate de gală. Da, de gală. Adică nu pun un training, păi dacă am venit să-mi iau trofeul. Un sportiv n-are de unde să le știe pe exact toate, că el stă în cantonament, el stă așa închis în zona lui de confort, să zic. Și el se simte foarte bine dacă îl pui să aleagă mai degrabă un training decât o rochie. Dar, inevitabil, sunt lucruri pe care trebuie să le știi că trăiești în lumea asta și atunci te mai duci. Fie la o nuntă, fie la un botez, fie la o onomastică, fie la o gală, fie, nu știu, la orice, la o ceremonie. Și în garderoba ta trebuie să fie și tot felul de haine. Și pe deasupra mai ai și posibilitatea să umbli în competiții, să vezi, și atunci ai nevoie de acest ajutor ca să te prezinți frumos atunci când trebuie să te prezinți frumos. Da, dar ca să te prezinți frumos, în spate trebuie să ai conținut, trebuie să ai performanță, corect, trebuie să ai rezultate. Corect. Iar astea sunt cele mai importante. Da. Vă mulțumesc mult de tot pentru lecția asta de sportivitate, performanță, profesionalism pe care ne-ați dat-o astăzi. Cu siguranță fiecare dintre noi am avut foarte mult de învățat. Vă ținem pumnii pentru pregătirea Jocurilor Olimpice de la Paris și dacă vă bate vreun gând, să știți că noi nu ne-am supărat să vă vedem din nou în barcă. Doamne ferește! Să faceți... Mulțumesc mult pentru invitație, să fiți sănătoși și la cât mai multe emisiuni frumoase, cu oameni frumoși, cu oameni profesioniști, cu oameni care sunt model pentru această societate. Că noi trebuie să inversăm cam ce cere publicul, că ci că asta se cere. Nu, eu cred că oamenii cer emisiuni de calitate, oamenii cer oameni de calitate, oamenii cer niște medalii, lucruri, da, și medale, că și medaliile vin dacă muncești, dar oamenii cer și ceva frumos să se întâmple în viața lor. Vă mulțumesc tare și mult. Și eu vă mulțumesc. A fost o mare onoare și am avut multe, multe de învățat, așadar... La treabă. După un episod ca ăsta, da, îți vine să te apuci de treabă. Deci, adulții la muncă, iar pe copii, ați auzit, nu-i scutiți de la sport, că... Lăsați-i să facă mișcare și nu le frângeți aripile celor care, într-adevăr, au talent pentru un alta performanță. Pentru că un copil scutit de la sport poate să se transforme într-o medalie scutită pentru România.